PSD cere prim-ministrului Emil Boc să ia măsuri în cazul ministrului turismului Elena Udrea. Un militar american de la baza Cogălniceanu a fost rănit ușor în această dimineață în timpul unui antrenament. 5 oameni au fost reținuți după scandalul cu împușcături din acest weekend de la Caracal. Panică la Atena, 10.000 de oameni au primit ordin de evacuare din cauza incendiilor care s-au extins amenințător în zona capitalei elene. Ora 16, bun găsit tuturor. Acuzații șocante din partea jurnalistului Sorin Roșca Stănescu, fratele președintelui Mircea Băsescu, ar fi implicat în trafic cu o imensă cantitate de explozibil. În câteva minute la Deschide Lumea vom vorbi despre acest subiect. Deocamdată două jafuri într-o singură zi, unul la un depozit de materiale de construcții din Oradea, altul la o reprezentanță auto din Arad. Detalii despre cele două spargeri vin de la Luciana Indre de la Arad. Te ascultăm. Bună ziua tuturor! În ceea ce privește primul jaf, acesta a fost descoperit de un angajat al firmei care a observat că lipsea cutia metalică în care se aflau 30.000 de lei și a anunțat imediat poliția. Ancheta a fost deschisă, iar din primele cercetări se pare că hoții au intrat pe geamul de la parter, după care au urcat la etajul 1, unde se afla biroul administratorului. Potrivit poliției, se pare că există deja un cerc de suspecți, iar investigațiile continuă. Și la Arad a avut loc un jaf la sediul unei reprezentanțe auto. Aici hoții au forțat ușa de la intrare și au furat toți banii. Mulțumim pentru informații. PSD și PDL ies la vânătoare de puncte slabe în taberele adverse. Socialdemocrații cer șefului guvernului să ia măsuri în cazul Udrea. Ei solicită și instituțiilor statului să facă lumină în scandalul afacerii de Sintcon, care este implicat fratele președintelui Băsescu. De cealaltă parte, democrat-liberalii cer anchetarea a 4 dintre membrii Comisiei de Anchetă Udrea de către deputații juriști. Cei vizați sunt Ludovic Orban, Adriana Săftoiu, Aura Vasile și Claudiu Țaga. Mihai Ghiță ne spune mai multe despre acest nou război al declarațiilor. Te ascultăm, Mihai. Bun găsit tuturor. Iată că scandalul Elena Udrea este departe de a se termina și se pare că stă între cei doi parteneri de guvernare. PSD astăzi, când era o zi agitată și se vorbea de un document invizibil care nu era atribuit nimănui, dar în mare parte socialdemocrații recunoșteau prevederi ale acestui document secret, a vorbit despre Elena Udrea. Din nou, mai exact, Olguța Vasilescu, senator al Partidului Social Democrat, a cerut public primului ministru să ia măsuri împotriva Elenei Udrea și mai exact să o constrângă să vină în fața Parlamentului pentru a da explicații în legătură cu modul în care a cheltuit banii de la Ministerul Turismului. Mai mult, Lia Olguța Vasilescu spunea că tot ce a făcut Elena Udrea săptămâna trecută a fost pur și simplu o aroganță pe care a făcut-o cu instituția Parlamentului și că în acest moment în România nu putem să judecăm cazuri cu aceeași lege, dar în mod diferit. Mai exact spunea Olguța Vasilescu că au fost miniștri anchetați de Parlament care pur și simplu s-au prezentat la comisie pentru a răspunde întrebărilor puse de parlamentari. În acest moment, știm prea bine, Elena Udrea este așteptată din nou la audieri, cel puțin așa a stabilit Comisia de Anchetă să o cheme săptămâna viitoare din nou pe Elena Udrea pentru a explica maniera în care a cheltuit banii de la Ministerul Turismului, pentru că săptămâna trecută, momentul în care a fost chemată, a stat preț de 15 minute, dar pentru a le spune parlamentarilor care ar fi participat la o discuție off the record despre cazul ei, că i-a dat în judecată. Și despre Mircea Băsescu s-a vorbit astăzi la Partidul Social Democrat, mai exact Lia Olguța Vasilescu, comunicator astăzi din partea Partidului Social Democrat, cerea organelor de abilitate să facă lumină în acest caz, ba mai mult întrebată dacă PNL va cere o comisie referitoare la activitatea lui Mircea Băsescu, dacă PSD va fi de acord, a spus că la un moment dat se va analiza oportunitatea unui asemenea demers. S-a discutat de asemenea subiectul Comisiei Elena Udrea. Este pentru prima oară în istoria postdecembristă când un ministru își permite să sfideze Parlamentul României și cerem premierului Emil Boc să rezolve acest conflict instituțional. S-a discutat și problema în care este implicat
președintele României și membrii ai familiei sale. Cerem organelor abilitate ale statului român să facă lumină în acest caz. Veți fi de acord cu înființarea comisiei de anchetă pentru Mircea Băsescu? Deocamdată nu s-a pus o asemenea problemă. Mandatarea conducerii de la Camera Deputaților a grupului Partidului Democrat Liberal, grupul din Camera Deputaților, pentru a solicita Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități verificarea și anchetarea de către această comisie a celor patru membri care se ocupă de cazul Udrea. PDL, prin grupul de la Cameră, va solicita Comisiei Juridice verificarea, anchetarea și stabilirea responsabilităților pentru acei membri ai comisiei care se antepronunță. A fost alarmă falsă, PDL nu va cere ieșirea PSD de la guvernare. O spune vicepreședintele democrat-liberal Cezar Preda, același care ieri spunea că democrat-liberalii trebuie dați afară din guvern, ceea ce nu înseamnă că nu există suficiente motive de supărare între cele două partide. PSD se gândește să îi facă pe plac liderului PDL, a replicat astăzi deputatul Lia Olguța Vasilescu. Eu cred că n-ar trebui să iasă ei de la guvernare și eu cred că ar trebui dați afară de la guvernare. Nu o să propun așa ceva, eu propun să ne vedem de guvernare, dar e un semnal pentru cei care, în loc să se ocupe de problemele guvernării, nu fac altceva decât să atace președintele României și pe miniștrii noștri. Nu credem că este cazul de o spargere a coaliției. S-ar putea să luăm de bun ce spune domnul Cezar Preda și să-i lăsăm pe cei de la PDL să conducă 3 luni de zile până la campania prezidențială singuri România. Știm că fețele multora dintre noi nu sunt foarte plăcute vederii domnului Boc. Ancheta în scandalul cu împușcători de sâmbătă seara e în plină desfășurare. 5 oameni au fost reținuți până la această oră. Care sunt acuzațiile care le aduc magistrații acestor oameni, ne spune colega noastră Georgiana Ianuș de la Caracal. Te ascultăm, Georgiana. Bună ziua, vreau să fac o precizare. În urmă cu aproximativ o oră a mai fost reținută o altă persoană. Aceasta a fost adusă împreună cu celelalte 5 aici la judecătoria Caracal, unde ne aflăm și noi. Sunt cercetate însă pentru infracțiuni diferite. Prima persoană care a fost reținută ieri dimineață este cercetată pentru ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru asociere în vederea comiterii de infracțiuni, dar și pentru tentativă de omor. Celelalte 5 persoane sunt cercetate pentru ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice, asociere în vederea comiterii de infracțiuni. Doar aceste 2 infracțiuni, spre deosebire de celălalt, care mai are un alt cap de acuzare, anume tentativă de omor. Aceștia sunt în momentul de față la judecătoria Caracal, sunt prezentați în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. În cel mai scurt timp, probabil vom afla și care a fost decizia magistraților. În continuare, aici sunt păziți de mascați, sunt foarte multe echipaje de mascați, de jandarmi, dar și de polițiști care asigură paza în zonă. Asta deoarece aici sunt strânși și foarte mulți romi, sunt rudele celor arestați care îi așteaptă aici și spun că sunt nevinovați. Georgiana Ianoș, mulțumim. Turistul rănit ieri în zona fundul văii din masivul Făgăraș a fost recuperat de echipele de salvare și a fost adus cu elicopterul la un spital din Brașov. Iar starea lui e bună în acest moment. Bărbatul a fost găsit ieri de un grup de tineri. Un echipaj de intervenție rapidă a ajuns în această dimineață cu elicopterul pentru a-l recupera pe bărbat. Bărbatul este din Bistrița, are 75 de ani și este un împătimit al muntelui. El a vrut să urce singur până la vârful moldovean, însă a alunecat și s-a rănit. Victima a alunecat pe grofătișul de pe Valea Viștea, iar venind dinspre moldoveanul Viștea Mare. S-a împiedicat de câteva ori, s-a lovit la cap, la o coastă în partea dreaptă, la piciorul stâng mai are niște răni. Norocul nu l-a părăsit însă de tot pe turist. Am început să cobor în jos, că am văzut că vin niște turiști. Și mi-am dat seama că noi am speranță. Când de turiști, și mi-a dat primul ajutor, după aia o veni să-l
Un echipaj al serviciului Salvamont Victoria a ajuns noaptea trecută până la locul în care se afla bărbatul pentru a-i acorda primul ajutor. În această dimineață, un elicopter l-a adus pe turist la un spital din Brașov. Am găsit victima înconjurată de salvamontiști, primise primele îngrijiri acolo. Starea nu era nemaipomenită, dar nici foarte proastă nu era. A reacționat bine, tensiunea este în regulă, am reușit să-l perfuzăm și să-l aducem în regulă la bază. Turistul accidentat în munți privește întâmplarea cu umor și spune că nu a fost nimic mai mult decât o cură drastică de slăbire. Când se va pune pe picioare, se va reîntoarce în munți. O să mai urcați pe munte? Da. Sigur? Sigur. Nicolae Guț a rămas fără permis după ce a fost surprins de polițiștii de la rutieră când circula cu peste 150 de km pe oră. Cântărețul a călcat prea tare pe accelerație sâmbătă pe DN1, pe raza județului Sibiu. Roxana David are mai multe informații. Te ascultăm, Roxana. Bună ziua, așa este. Cunoscutul cântăreț de manele, Nicolae Guță, a fost depistat de aparatele radar în afara localității Săliște, pe drumul național 1. Polițiștii l-au sancționat cu amendă contravențională în valoare de 900 de lei și au suspendat permisul de conducere pe o perioadă de 3 luni. Cântărețul a spus că a depășit limita de viteză pe un tronson în care limita era de 100 de km la oră pentru că se grăbea. Nicolae Guță se afla la volanul unei mașini de teren însoțită de un alt bărbat și nu a spus decât că se grăbea foarte tare. El se îndrepta de la Sibiu către Sebeș, sâmbătă după amiaza, în jurul orei 17. Nicolae Guță a fost prins depășind limita legală în cadrul unei acțiuni intitulată SPID, acțiune a poliției rutiere, care are ca scop prevenirea accidentelor din cauza vitezei excesive. În această acțiune au fost folosite 4 radare în cascadă. Dezvăluiri făcute astăzi de jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, vă anunțam la începutul emisiunii, este vorba despre o operațiune de transport de mari cantități de explozibili care ar fi trebuit să fie distrus la Băbeni, în județul Vâlcea, dar care a fost deturnat către export. Veți vedea imediat, Sorin Roșca Stănescu este invitatul nostru. Sorin Roșca Stănescu îl acuză pe Mircea Băsescu de implicare în acest transport, vom vedea și care sunt dovezile. Este detaliată o încrengătură prin care doi cetățeni de origine arabă ar fi redirecționat transportul de explozibil prin intermediul unei companii agricole din România, se numește Romagro Cereal SRL. Potrivit lui Roșca Stănescu, unul dintre asociații Romagro este un cetățean de origine arabă, se numește Bakri Imad Abdul Reda. El ar fi stârnit interesul Interpolului din cauza transferului unor sume foarte mari de bani, printre acestea, la un moment dat, un transfer de 12 milioane de euro. Iar din verificările polițiștilor ar fi reieșit că Bakri Imad Abdul Reda joacă un rol important în finanțarea mișcării Hezbollah și, conform unui raport ONU, care este citat de Sorin Roșca Stănescu, ar fi principalul importator de arme din Congo. Bakri Imad Abdul Reda figurează din verificările pe care le-a făcut Realitatea TV la Registrul Comerțului din România ca acționar al companiei agricole Romagro Cereal SRL. Și încă o verificare pe care a făcut-o Realitatea TV, pe rolul parchetului judecătoriei Vâlcea este acum un dosar care îi privește pe 3 militari de la unitatea din Băbeni, unitatea care ar fi trebuit să facă distrugerea explozibilului adus cu 5 nave sub pavilion tailandez. E bine, acești 3 militari de la Băbeni ar fi furat explozibil din unitate pe care l-ar fi dat acestui Abdul Bakri Reda, i-ar fi dat lui cantități de explozibil din unitatea de la Băbeni. Operațiunea a fost înregistrată în martie 2009. Cum vă spuneam, invitat în studioul Deschide Lumea, jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, alături de domnia sa, Cosmin Gușă, consultant politic, este susținătorul lui Mircea Joană, Marcel Hoară, membru al Partidului Democrat Liberal și consilierul prezidențial Iulian Fota. Bun venit tuturor! Domnule Sorin Roșca Stănescu, vrem să știm care este implicarea lui Mircea Băsescu în această operațiune. Dumneavoastră spuneți că descărcarea celor 5 vapoare sosite din Thailanda a fost dirijată de Mircea Băsescu, descărcarea de cantități mari de explozibil și direcționarea acestora către unitatea de la Băbeni. Această afacere care ține de crima organizată și de terorism prin finalitatea ei, domnul Mircea Băsescu, care nu pot garanta că știa că banii vor ajunge sau o parte din bani vor ajunge la o mișcare teroristă, poate că nu știa,
dar domnul Mircea Băsescu a asigurat descărcarea a 5 vapoare din, sosite din Thailanda și reîncărcarea lor, pentru că acest combustibil, în loc să fie detonat, așa cum scria în contractul cu Thailanda, a fost la unitatea militară Băbeni reambalat și reexportat. Asta a fost misiunea domnului Mircea Băsescu. Vorbiți, domnule Roșca, domnul Traian Băsescu despre... a aflat despre acest lucru, dacă cumva nu știa dinainte. În orice caz, a aflat în scurt timp și atunci au avut loc acele cutremure care au uluit opinia publică românească legate de arestarea absolut neașteptată a omului de afaceri Puiu Popoviciu și a șefului serviciului secret al Ministerului de Interne. A fost decapitată conducerea practic a serviciului secret de la Ministerul de Interne. S-a pus chiar problema ca arhiva acestui serviciu secret, cunoscut de populație sub numele 2 și un sfert, să fie preluată de către DNA. Bun, de ce? Dumneavoastră... Pentru că acolo se găseau multe elemente ale acestui caz. Am înțeles. Dumneavoastră vorbiți despre terorism, crimă organizată. Realitatea TV nu doar că nu-și însușește, nu-și asumă aceste declarații ale dumneavoastră, dar vă și rugăm să aduceți toate probele în acest sens. E o chestiune de la care vom porni această discuție. De asemenea, din acest document nu reiese clar. L-am citit înainte să intru în emisiune. Eu nu înțeleg unde este implicarea lui Mircea Băsescu, în ce moment a intervenit Mircea Băsescu pe această, pe această filieră despre care dumneavoastră vorbiți? Nici Realitatea TV, nici un alt post de televiziune și nici un ziar nu trebuie să-și asume dezvăluirea pe care am început să o fac pe site-ul meu de la ora 2 astăzi. Este obligația mea să mi-asum și am și făcut-o, am scris acolo că mi-asum întreaga răspundere civilă și penală pentru dezvăluirile pe care le inițiez începând de azi legate de acest caz. Evident, sunt acoperit cu toate dovezile necesare pentru a-mi susține afirmațiile. În esență, vă pot răspunde că urmele pe care le-a lăsat activitatea în acest grup infracțional a domnului Mircea Băsescu se găsesc în stenograme, se găsesc în rapoarte, se găsesc în convorbiri telefonice și se găsesc în conturi. Asta e ceea ce vă pot spune pentru moment. Există încă o dată toate probele necesare și în patru cuvinte vă asigur că mortul se află din dulap, se află în dulap și va ieși din dulap. Bun, recapitulăm. Mircea Băsescu ar fi descărcat cele 5 vapoare sosite din Thailanda care conțineau explozibil. Mircea Băsescu are o firmă de shipping, are o firmă de operațiuni în port. Ce fel de firmă? Ce firmă ar fi făcut aceste operațiuni? Toate detaliile care nu se găsesc în amplul material pe care l-am postat astăzi pe site vor apare în zilele următoare și vă rog să-mi permită să-mi administrez singur dezvăluirea, pentru că singur îmi asum toate riscurile și vă asigur că riscurile nu sunt, nu sunt mici și pe parcurs se va afla, dacă încă deja nu e evident pentru mulți, că acest caz deja a făcut victime. Domnule Fota, sunteți consilierul președintelui pe probleme de securitate. Cum se raportează președinția la aceste afirmații? Nu, hai să discutăm un lucru foarte tranșant și foarte clar de la început. Că suntem după 3 sau 4 zile de campanie bazată pe minciuni și pe manipulare care are ca scop denigrarea președintelui. Deci domnul Roșca Stănescu a spus foarte clar și asumă ceea ce a declarat. Sunt acuzații pe care dânsul le face și e dreptul dânsului. Eu până nu verific ceea ce a spus domnul Roșca Stănescu și până nu mă uit, n-am văzut materialul. Deci, cum să vă spun, preventiv, văzând câte minciuni s-au spus în aceste ultimele zile, câte afirmații false, câte speculații care ulterior nu s-au dovedit a fi adevărate, au fost formulate, nu doresc să comentez absolut
absolut nimic despre aceste afirmații. Vreau să mă uit pe material, nu l-am văzut încă, a fost pus pe site la ora 2, mi-a luat o oră numai să ajung la dumneavoastră aici, am mai avut treabă la birou, nu l-am văzut materialul, nu știu, numai pe aceste declarații din studio nu-mi pot permite să comentez, pentru că, repet, nu suntem într-o epocă cu bună credință și nu suntem într-o epocă în care dorim să discutăm cinstit și deschis niște lucruri, să le lămurim. Suntem într-o campanie, pe de-o parte, de denigrare a președintelui și lucrurile astea, repet, le afirm în baza celor ce am văzut pe televiziuni și prin presa scrisă până acum, au fost foarte multe minciuni, repet, aruncate pe piață. Două exemple, 10 dați-ne miliarde, două, trei, dau două exemple, exemple de minciuni. Minciună mare, 10 miliarde ar fi pe agenda axatului pentru a... Toate aceste elemente am să le strâng și am să le analizez și mai detaliu. Dar această cifră... Cât va... Nu, deci ce vreau să, această cifră de 10 miliarde este falsă. Cel care a lansat-o sau cei care au lansat-o n-au avut niciun fel de argument, niciun fel de dovadă, niciun fel de susținere în afirmația lor. La cât se ridică programul de modernizare al armatei? Altă minciună. Aici. Președintele hotărăște discreționar în sat, întrucât satul, inclusiv faptul că a fost transformat Consiliul Suprem de Apărare a Țării într-un fel de agenție de asta de vânzări, cumpărări armament, este o mare minciună. Știindu-se foarte bine în această țară cum funcționează XAT-ul, inclusiv oameni care au fost membri în XAT au stat și au asistat impasibil la aceste acuzații false, fără să lămurească că de fapt este denigrată cea mai importantă instituție de decizie în această țară. De rând nu de... cap în CSAT. CSAT păi, nu, dar cap eu. Eu pot... Țării. Dumneavoastră, da. Da, dar nimeni nu m-a întrebat pe mine cum funcționează Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Suprem, da. Este adevărat ce se spune? Sunt televiziuni care de 3-4 zile dau minciună după minciună, unele privindu-mă personal, altele prin prisma funcției, dar nimeni nu sună să te întrebe, dumneata că tot ești consilier, ce părere ai? Deci ce vreau să spun legat de acest material? Și repet, este dreptul domnului Sorin Roșca Stănescu să facă aceste afirmații. Avem nevoie ca presa și, cum să vă spun, nu vreau să mulțumesc și o presă pentru că a făcut odată președintele prin faptul că a semnalat un fapt. Deci din punctul ăsta de vedere n-am niciun fel de problemă și de-aia România, dacă astăzi este o țară democratică, este pentru că presa și-a făcut până la un punct treaba. Dar de la un punct încolo nu suntem într-un proces în care dorim să aflăm adevărul. Suntem într-un proces în care dorim să-l denigrăm pe președinte cu orice preț și orice chip, dar mai grav decât atât, denigrăm această țară. Denigrăm deci dumneavoastră nu credeți, precum consilierul Sebastian Lăzăroiu, colegul dumneavoastră, că presa dăunează democrație? Nu, n-am zis, dar nu o să găsiți niciodată la mine o astfel de referință. Însă ce cred este că în ultimile zile, anumite abordări, anumite persoane, clar, anumite poarte, instituții din presă au dăunat România. Pentru că această frustrare să nu continue. Faceți aici o promisiune. Nu, că nu este o frustrare, este o dezamăgire și să vă spun de ce. Un proces de înzestrare unei țări este extrem de important. Procesul de decizie în securitate națională prin Consiliul Suprem de Apărare a Țării este iarăși foarte important. Avem secvențe în istoria noastră în care România a fost prinsă descoperită în fața unor amenințări externe serioase. Mie mi se pare inadmisibil atâta timp cât avem o campanie politică și trebuie dusă și n-am nicio amestec în povestea asta, ca instituții fundamentale ale statului și politici fundamentale ale statului să fie puse în discuție de o manieră, cum să vă spun, absolut halucinantă, bazată, repet, pe minciuni și pe manipulări. Este inadmisibil așa ceva. Până la urmă, haideți să spunem tranșant cine ce a făcut răspunde. Fiecare persoană este liberă pe... Fratele președintului a avut multe momente de contradicție. Nu, sunt, doamnă, convins că l-ați urmărit. Nu știa cum se numește firma în care fusese asociat, spune el, problema pe dumnealui, discutați-o. Nu știa dacă e sau nu asociat. Adică au fost multe momente ambigue. Dar a spus președintele Traian Băsescu, a spus că este regretabil. Domnul președinte a recunoscut, într-un fel, dacă vreți, tot ceea ce ține de fratele domniei sale. A spus că este regretabil pentru că a acceptat acea... Și bănuim că dezamăgirea dumneavoastră nu, dar este legată problema. De opiniile care au fost vehiculate. Nu asta este problema. Și chestiunea cu firma, dacă vreți. S-au spus lucruri despre firmă care ulterior s-au dovedit neadevărate. Domnule Fota. S-a spus că face afaceri cu armament. Fals? N-a făcut nicio afacere cu armament. Nu, mai mult decât atât. Noi n-am spus niciodată că face afacere. Am spus că e înregistrată la Registrul Comerțului. Nu, nu. Azi dimineață pe presă, unul important, un politic, a ieșit în fața ușii unui partid și a spus că mi-am și notat la un moment dat, taxați-l, dacă nu sunteți de acord, păi spuneți nu numele. De persoană, vorbesc de manieră. Nu. Intrați în polemică cu respectivul. Știți care e toată problema de fond? Vrem în România să alegem un președinte și să avem alegeri prezidențiale bazate pe minciună și pe manipulare? Și doi, vrem să dăm întregii Europei imaginea că țara asta este coruptă de sus până jos, că toți suntem băgați în tot felul de afaceri. Deci, vedeți că în România ideea de business. Traian Băsescu va candida la alegerile prezidențiale. Nu, eu nu confirm acest lucru. Asta este treaba președintelui să confirme. Eu ce vreau să spun este că cetățean al României, mi se pare inadmisibil
ca toată această campanie extrem de importantă pentru noi și pentru viitorul nostru ca țară să se bazeze pe minciuni și pe manipulare. Faceți o promisiune aici în fața noastră și a telespectatorilor noștri, când dumneavoastră veți lua o poziție sau ne veți comunica punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu acest material. Care material? Nu, știți ce vreau să vă formulați o acuzație, pentru că iarăși... Nu formulez eu. Păi atunci la ce vreți să vă răspund? La acuzația domnului Sorin Roș Castănescu. Nu, la materialul ăsta îl citesc, am să mă uit este eu pe public, el. Noi n-am făcut public. Păi, de acord, dar eu nu l-am văzut încă. Păi asta vă întreb. Da, când? Să mă uit când pe îl citiți și când ne spuneți? Păi nu știu, câte pagini are, că nu l-am. Cred că are vreo 12. 3-4 zile. Am înțeles, pe joi vineri. Joi vineri, da. Ne reîntâlnim și ne spuneți părerea dumneavoastră despre acest material, da? E o promisiune, ca să nu vă mai fi supărat că n-ați fost contactat, că n-ați fost consultat. Auziți, vedeți că și aici e o chestie foarte interesantă. Întrucât se ajunsese într-o limită, nu se mai putea dezvolta cazul cu firma, pentru că ce se dovedea? Firma n-avea licență de armament. Cum să faci comerț cu armament? Sau chiar trafic, cum au zis unii, inducând și ideea de ilegalitate, când firma nu are licență de armament. De ce a numit-o președintele asta dubioasă? Pentru că este dubioasă. Toată situația este dubioasă. Inclusiv, deci, când vorbim de firmă, de fapt, avem trei elemente. Avem oamenii din firmă, acționariatul, și dintr-o dată avem o problemă, pentru că ați discutat cazul domnului Cazacu și nu spuneți că domnul Cazacu, din ce am văzut citit în presă, și nu e o situație dubioasă, da? Avem denumirea firmei și aici iar vreau să fac o paranteză. Denumirea de defense, de exemplu. Eu am terminat NATO Defense College, care înseamnă Colegiul NATO de Apărare. Înseamnă că sunt băgat în relații cu armament sau afaceri cu armament, dar pentru care o firmă, cuvântul defense... Aveți nu, o firmă care nu, include... Păi da, simpla denumire. Una e să termine o școală, o instituție, alta e să-ți faci o firmă care include un cuvânt, nu? Da, denumirea și din firmă... Și firma are stop comercial. Nu, stop nu vă spun, comercial denumirea din firmă garantează ceva. Cât timp? Deci, repet, denumirea e mai importantă decât faptul că n-are licență și că nu avea printre obiectele de activitate vânzarea de armament, care e un caien clar exprimat și specificat. Cu permisiunea dumneavoastră? Ajungem să ne considerăm unii pe alții, cum să vă spun, lipsiți de inteligență și de perspicacitate. Cel mai supărat e Traian Băsescu. Certați-vă cu el că a ieșit în presă să facă acele declarații dure la adresa fratelui său. Eu sunt supărat. Nu părea relaxat pentru că... când spunea că de dușman te poți aperi, dar de propriul frate nu. Aia asta e o problemă de familie. Pe care a exprimat-o foarte cinstit și natural. Și cum să vă spun? V-a ajuns sub ochi acest document? V-ați uitat la el? Ce înseamnă? Are vreo valoare? Ce valoare are momentul în care a fost prezentat? Da. M-am uitat pe acel document. Vreau să reamintesc două lucruri. Vineri, când a început mediatic scandalul implicării familiei Băsescu în aceste afaceri cu armament sau cu trafic sau cu muniție, am spus două lucruri. Primul, că ne aflăm în fața celui mai grav caz de trafic de influență din mandatul președintelui Băsescu și, doi, că acel caz cu Desind, cu o fostă EADS după inițiale, este doar primul episod dintr-un serial în care vor fi mai multe episoade în care se va vorbi despre implicarea lui Mircea Băsescu sau altor membri a familiei Băsescu în asemenea lucruri. Lucrul ăsta se confirmă. Vreau să mai spun ceva. Nu doar din spirit de solidaritate, ci și pentru că și eu cunosc acest caz, poate n-am atâtea informații ca domnul Roș Castănescu, îmi asum și eu răspunderea pentru ce o să spun în această emisiune sau pentru ceea ce este scris deja pe blog, cu niște completări însă. Ce poate a omis domnul Roș Castănescu să spună este că în acel dosar despre care se vorbește și care a fost instrumentat chiar de către, așa zis, a 0962, există înregistrări unor convorbiri telefonice între domnul Purcărea, directorul de la Romagro Comcereal, și domnul Mircea Băsescu, transcrieri care demonstrează o anumită implicare fără putință de tăgadă, și acesta este un element pe care puteți să-l luați în considerare. În câteva secunde vom avea o legătură telefonică. Doi. Una dintre părțile despre care vorbiți e domnul Purcărea. S-a ajuns la cercetarea acestui dosar pentru că, din contabilitate, s-a constatat un surplus neînscris în acte la acea unitate de la Băbeni. Iar acest dosar, după știința mea în acest moment, se află în cercetarea parchetului. Sigur, el este blocat. Este secretizat la unitatea specială. De ce spuneți că e blocat? 0962, pentru că cei care ar trebui să fie audiați s-ar putea să nu mai fie în țară în acest moment. Respectiv, cei doi cetățeni Arad și domnul... Legătură cu Al-Qaeda n-aveți în dosarul ăsta? Nu vă spune să vă întreb. Da? Domnul Cota. Am înțeles că e cu Hezbollah. Ați avut un monolog destul de agitat, eu vă înțeleg. Spre deosebire de mine, nu-l cunoașteți pe Traian Băsescu, eu îl cunosc.
Și buna credință pe care o afișați referitor la Traian Băsescu, e de înțeles. Și aveți și o fișă a postului și, repet, v-am respectat punctul de vedere, vreau doar să închei. Domnule Gușă, pentru a, să nu părăsim zona asta a intervenției dumneavoastră, domnul Sorin Roșca Sănescu spune că are dovezi și că la un anumit moment le va și produce pentru că își gestionează singur dezvăluirile. Aveți și dumneavoastră dovezi? Eu nu am avut decât informații, nu le-am altfel eram înaintea domnului Roșca Stănescu cu aceste lucruri care merită să fie spuse, pentru că de vreo 2 ani de zile mă uit foarte atent la activitatea domnului Mircea Băsescu, conștient fiind, în acel moment, că acolo este o placă turnantă a afacerilor domnului Traian Băsescu, pe care l-a făcut în calitate de președinte. Asta este motivul pentru care eu n-am venit pe blog să postez nimica, doar confirm în acest moment lucrurile pe care domnul Roșca Stănescu le-a spus conform informațiilor pe care și eu le-am și ați văzut, am încercat să le și completez. Este un caz foarte grav, care nu merită tratat în râs. Denigrarea lui Traian Băsescu, nu vă supărați, mi-o asum, dar o fac pe bază de fapte și de bună credință. Eu vorbeam de ce a fost până acum. Deci eu mi-asum denigrarea lui Traian Băsescu cu orice preț, pentru că mi se pare foarte periculos pentru democrația românească de acum înainte, dar încerc să aduc argumente de fiecare dată și n-am de gând să-l jignesc sau să vorbesc despre persoanele. Sunt foarte periculoase, însă cel care manipulează și minte este de obicei cel care are această publicul are dreptul să afle toate lucrurile care se petrec, inclusiv în legătură cu președintele, lucrurile dacă ele sunt adevărate. Lucrurile care se presupun pe seama sa și nu se dovedesc. Orice dezvăluire diferență. O singură completare la ceea ce spunea domnul Gușe, că m-a provocat. Da, e o cercetare care a fost instrumentată de colonelul Corciu, care n-a fugit din țară. Ne întoarcem după o scurtă pauză, domnule Hoară, replica dumneavoastră atunci. Acum sunt pregătit să îmbrâncar cartela. Bag 30 de minute să o sun pe Mirela. Direct din cartier, mai ieftin ca o cola. Pentru prima dată în România reîncarci direct cu minute. Cu doar 50 de cenți primești 30 de minute în rețea. Cere Pocket Minutes oriunde, oricând. Cosmote, alături de tine. Bacteriile au găsit ascunzătoarea perfectă la tine în baie, periuța ta de dinți. Milioane de bacterii se pot dezvolta pe perii acesteia. Experții de la Oral-B au creat noua periuță de dinți expert antibacterial cu ion de argint. Tehnologia sa protectivă ajută la inhibarea dezvoltării bacteriilor pe suprafața perilor până la 3 luni și elimină până la 90% din placa bacteriană. Noua periuță expert antibacterial de la Oral-B. Mamei mele îi place să facă lucrurile de 2 ori. Dar am văzut că nu-i place deloc să spele rufele de 2 ori. Până într-o zi când mătușa a venit pe la noi. Încearcă AS. AS îndepărtează de la prima spălare pete care nu dispar nici după 2 spălări cu un detergent obișnuit. Acum, mama poate face lucrurile de 2 ori numai când îi place. AS. Albul pur, albul sigur. De la prima spălare. Vino acum în magazinele Eternity. Abonează-te la Cosmotei și ai telefonul Motorola Z8 începând de la numai 1 leu la abonamentele Cosmote Full Option Plus. Eternity și Cosmote, non-stop dedicați clienților noștri. Raid Molly de alimente le atrage printr-un ingredient fără insecticid și fără miros și le prinde în capcană. Raid Molly de alimente. Acum molile nu mai au scăpare. Orarul de iarnă Blue Air este acum la vânzare. Prețuri începând de la 49 de euro cu taxe incluse. Rezervă pe www.blueair.ro sau la 021-208-8686. Blue Air, singura companie de smart flying. Of, nu-ți face griji, cum ziceam, e de top. Formula puternică din Bonux curăță petele astea dificile. Bonux are acum Enzim 5, ingrediente din detergenții de top. Hei, ai văzut cum scoate petele din minți? Da, și din haine. O porție de creme brulee. Cremă de zahăr ars. La Real ai calitate la prețuri neașteptate. Mai pot să revin cu ceva? Prețul neașteptat este doar 1 leu și 99 de bani sticla de 2 litri de apă plată sau carbogazoasă Cheia, una plus una gratis. Real, fără egal. În curând, surprizele Ice Age 3 în Kinder Joy.
A apărut noul număr Forbes România. Din 24 august citește despre cum au devenit senzațiile tari un pretext excelent pentru o afacere românească de mari proporții. Revista Forbes apare lunea la fiecare două săptămâni. Uneori chiar nu ești convins ce pastă de dinți va răspunde cel mai bine așteptărilor tale. De aceea, cercetătorii în sănătate dentară ai laboratoarelor Vademecum au dezvoltat noul Vademecum Pro Complete 8, care oferă 8 beneficii într-un singur pas pentru o protecție completă. Și din sănătoși. M-am convins! Noul Vademecum Pro Complete 8. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Palatul Parlamentului va părea mic pe lângă ea. Miercuri, mega diva tuturor timpurilor, Madonna, concertează în Parcul Izvor în fața unui public de 10.000 de fani. De la muzica ei până la scandaluri, de la averea ei până la familie, edițiile noastre speciale vor explora pentru tine fiecare amănunt din viața și cariera unei artiste de excepție. Iar elicopterul Realitatea TV și reporterii noștri vor urmări de la sol și din aer toate mișcările unei dive mereu pe val. De la aterizarea în România și până la momentul culminant. Miercuri, Madonna concertează la București. Conectează-te la emoția evenimentului cu Realitatea TV. Thank you. Este informația zilei. Sorin Roșca Stănescu îl acuză pe Mircea Băsescu, fratele președintelui, de implicare într-un transport, într-o deturnare a unui transport de explozibil venit din Thailanda cu 5 nave și deturnarea acestui transport către o operațiune de export, destinația necunoscută. Inițial, aceste cantități de explozibil ar fi trebuit să fie distruse într-o unitate militară din România, doar că acolo au fost reîmpachetate și trimise mai departe. Sorin Roșca Stănescu promite să vină și cu dovezile și cu dezvăluiri suplimentare, întrucât își asumă în totalitate răspunderea civilă și penală pentru informațiile pe care le difuzează astăzi. Și ne întoarcem la dumneavoastră, domnule Sorin Roșca Stănescu, dincolo de legăturile pe care trebuie să le arătați între Mircea Băsescu și această operațiune, puneți-ne semnificația pentru dumneavoastră. Dacă, într-adevăr, Mircea, pentru dumneavoastră presupun că nu există niciun fel de dubiu că Mircea Băsescu a fost implicat în această operație. Pentru noi sunt încă multe semne de întrebare. Bun, pentru dumneavoastră, cel care face dezvăluirile, care este semnificația și ce ar trebui să facă Traian Băsescu? Deci cred că ce ar trebui să facă domnul Traian Băsescu ar fi trebuit să facă din primăvară, cred că din luna martie, când a avut toate informațiile în față. Deci atunci domnul Traian Băsescu ar fi trebuit să facă public dânsul acest caz, ar fi trebuit să ordone imediat o anchetă serioasă, nu să stopeze ancheta. Pentru că aveți dovezi că președintele a intervenit în anchetă? Da. No. Am dovezi că președintele a intervenit în anchetă. Domnul Traian Băsescu ar fi trebuit să denunțe public acest caz, să meargă cu ancheta până la capăt și chiar dacă fratele său a fost prins în cunoștință sau necunoștință de cauză vis-a-vis de finalitatea destinației banilor, ar fi avut datoria să-l predea autorităților în vederea cuvenitelor anchete. Vreau să vă spun că au fost cazuri asemănătoare în Marea Britanie și în Statele Unite, în Marea Britanie cu fiul lui Margaret Thatcher, în Franța cu fiul lui Mitterrand, care au fost amestecați în afaceri cu armament. Au avut loc arestări în aceste cazuri. Acești fii au fost arestați și anchetați. Deci asta ar fi fost datoria domnului Traian Băsescu și nici acum nu este prea târziu. Acum domnul Traian Băsescu are datoria să vină și să explice de ce statul român, autoritățile... Imediat, domnule Coară, imediat. Sunteți nerăbdător, o să aveți cuvânt. De ce autoritățile statului român nu au cooperat, așa cum am fi avut obligația, cu Interpol Belgia, care ne-a sesizat această chestiune și ne-a sesizat faptul că bani care se plimbă printr-o întreprindere românească
ajung la mișcări teroriste. De s-a plâns Interpol în Belgia că autoritățile române sunt reticente Interpol în colaborare? Interpol a sesizat în mod absolut oficial, scris, autoritățile statului român. Autoritățile statului român. Până în acest moment, nu au răspuns acestei sesizări. Aveți o copie a sesizării oficiale venite din partea Interpolului? V-am spus de la bun început că am probe pentru tot ceea ce afirm. Și v-am mai spus patru cuvinte, că mortul se află în dulap. Va ieși de acolo. Domnul, când? De ce ne mai chinuiți? De ce nu le dați? De ce n-ați venit cu ele acum? Îmi permiteți să-mi administrez singur și viața, și libertatea, și anchetele pe care le fac. Eu am o experiență, să știți, de trei ori până acum, de trei ori cu domnul Iliescu, am fost cercetat penal. Odată, în primă instanță, am fost și condamnat și apoi am câștigat procesul. Eu am experiența acestor meciuri cu președinții. Vă dau dreptate, dumneavoastră, când spuneți că preferați să vă pronunțați după ce studiați materialul și este singurul punct, dar punctul esențial în care vă dau dreptate. Chiar așa să faceți, să-l studiați 3 zile sau 5 zile și apoi când vă pronunțați în numele instituției prezidențiale, nu ca simplu cetățean. În numele instituției prezidențiale se pronunță doar în numele instituției prezidențiale, deci vă sfătuiesc să o faceți cu toată seriozitatea. Când... Sau purtătorul de cuvânt. Sigur că deci, vă rog să o faceți cu toată seriozitatea. Cred că am acordul dumneavoastră când vreau să-i mai adresez o întrebare domnului Fota, pentru că e foarte important. Auziți, e chiar nedrept față de domnul Fota. Nu avem în fiecare zi, sunteți consilierul președintelui pe probleme de securitate, e prețioasă prezența dumneavoastră. Când m-ați invitat, am venit. Domnule Fota, punând deoparte aceste dezvăluiri, cum le numește Sorin Roșca-Stănescu, pe care le-a făcut astăzi, referindu-ne la discuția care a urmat după povestea asta cu firma în care, fără voia lui, înțeleg, susține președintele că ar fi fost implicat fratele său, știe, nu știe președintele? În ce măsură primește președintele informații de la Serviciul de Informații al Ministerului Apărării? Pe ce criterii primește aceste informații? Auziți, spuneți-ne dumneavoastră. Păi, criteriile sunt destul de simple și de clare și dacă cei care au pornit toată această campanie de denigrare s-ar fi uitat puțin pe site, ar fi văzut că sunt o serie întreagă de situații în care serviciile se pot sesiza dacă sunt lucruri grave sau care pot pune în pericol securitatea națională. Ce se întâmplă aici e și o problemă, vedeți, cultura de securitate națională, înțelegerea corectă a tuturor acestor termeni, nu este foarte bine dezvoltată în România din motive obiective. Noi n-am avut învățământ pe zona asta. Șeful suprem al armatei. Nu, dar ce vreau? Păi nu, că aici nu e vorba de președinte. Eu asta vreau să spun. Aici nu se operează cu ce știe sau nu știe președintele. Aici se operează cu anumite imagine care cu orice preț trebuie promovată și trebuie răspândită. Eu vă întreb ce știe, ce credeți-mă, scopul în sine nu este buna funcționare a administrației prezidențiale sau a securității naționale. Pentru că aș putea să demonstrez că toate aceste acțiuni afectează inclusiv securitatea. Știți, știți care e cea mai importantă armă? După toate manualele de securitate națională. Informația. Informația, exact. Și atunci toată această campanie derulată pe bază de... Eu nu vă întreb de această campanie de denigrare. Vă întreb în legătură cu ce informații este pus la curent președintele în materie de apărare. Când spune lumea, președintele ar fi trebuit să clar, știe că s-a înființat o firmă. Știa, îi spunea să nu se bage. Nu a fost asta declarația președintelui. Să interpretez eu declarația președintelui. E o proastă gestiunea serviciilor care nu l-au informat sau nici nu trebuia să fie informat. Auziți, iar sunt niște lucruri pe care nimeni nu vrea să le spună. De exemplu, târgul ăla de armament de la, sau o expoziție sau ce a fost ea, de la Constanța. 50 și ceva de firme românești și internaționale. Adică, și aici e o chestiune foarte interesantă. Franța face un mare târg de armament la Le Bourget. Marea Britanie are un târg de armament la Farborough. Când și în România se încropise... Franța e un mare producător de armament. Păi bun, dar aici nu e vorba de producători de armament. Aici e vorba, până la urmă, de niște bani, afaceri legale, cu sprijinul statului, care se fac și în folosul statului. Până la urmă... Președintele a vizitat târgul ăla, nu mă spălați. Nu! Dar vreți să vă spun că era la mare, era la Neptun, nu, de ce? Păi n-a fost la Neptun, președinte. Asta e o altă afirmație nefondată. Președinte, pe 14 august era la Neptun, a plecat pe 15, dacă. Domnul, pe 14 august președintele a fost, dacă nu mă înșel, la
Uite că acum să nu... Asta a fost la tismara. Deci președintele... Mai întrebați, mai vedeți, o să vedeți că am dreptate. Nu a fost... Nu, stați o secundă, președintele nu a fost se la târg. Se poate totuși... Târgul, nu, n-a fost la târg. Mai mult decât atât, s-a speculat, e drept că nu la dumneavoastră, la altă televiziune, s-a speculat că târgul ar fi fost sub, cum să spun, aureola administrației prezidențiale. Pe mine cineva dintre organizatori m-a și întrebat și aici îmi pun mari dubii vis-a-vis de întrebarea aia. Poate că dacă mă prindea puțin mai neatent, cine știe ce mai ieșea. M-a întrebat în preajma deschiderii acelei reuniuni de două ori dacă pot anunța organizatorii că e sub. Și am spus nu, pentru că e o procedură prin care se cere organizarea unei activități sub auspiciile președinției. Asta se face în scris. Ori așa ceva nu exista, înțelegeți? Vreau să spun că președintele nici măcar nu și-a pus problema să participe la această activitate, pentru că altfel dacă era... Care dintre organizatori va întreba dacă acest târg se poate desfășura sub un alt baronaj? Deocamdată fac și eu ca domnul Stănescu, chiar dacă n-am... Poftim? De simt că v-am. Nu, nu, cum îl cheamă cel care este... Domnul Geamănu, este domnul Daraban. Domnul Daraban m-a întrebat, dar n-am un motiv să-l acuz de ceva. M-a întrebat la începutul activității, poate putem declara, dânsul nu știu dacă e unul din organizatori, dar era acolo la, știți cum e, poza răspunde în care... Răspundeți de partea expozițională. Vreți să vă traduc și... într-o frază? Deci, firma de Simco, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale și cu factorii locali de acolo, a organizat această expoziție. În acea firmă de Simco era de notorietate la Constanța, la mijlocul acestei veri, că se afla cu o parte consistentă fratele domnului Băsescu. Din acest motiv, probabil că ați fost apelat dumneavoastră în felul, domne, dacă nu, fratele e aici. Nu este adevărat. Fratele celălalt, nu vine și adevărat, el să dirigeze. Domnul Gușe, vreți? Nu este. Haideți să vă arăt un lucru. Eu am aici și responsabilitățile, unele din responsabilitățile mele de la președinție. Pot să vă demonstrez că ceea ce eu participând acolo era în conformitate cu responsabilitățile mele, pentru că un târg de armament, în definiție, înseamnă două lucruri: tehnologie, și nu există armată, oricât ar fi oamenii de inteligenți și de buni, dacă n-ai și dotarea respectivă. Deci am fost curios să văd ce se întâmplă acolo și ce se mai expune. Doi, vreau să mai spun un lucru pe care iarăși nimeni nu vrea să le ia în calcul. Dimineața fusese o ceremonie la Marina Militară, că târgul ăsta a fost și el gândit, probabil, de către organizatori, să fie complementar cu alte activități. Deci, fiind acolo la ceremonia de depunere de coroane în preajma zilei Marinei, mi s-a părut natural și normal să mă duc să văd ce expune lumea la târg. Vă rog. Dați-mi voie să spun, în primul rând, că mi se pare așa, un fel de... de-a dreptul circ. Sigur că haideți să clarificăm cine suntem aici. Domnul Gușa a scris dumneavoastră foarte bine, susținător al domnului Geană și sigur, probabil parte sau a revizuit... Deci este spectatorii, domnule. Nu, a revizuit strategia Mătășou. Ba nu. De asemenea, domnul Roșca Stănescu, dacă mă lăsați să închei, închid. Păi dacă e inutil, ce spuneți? Domnul Roșca Stănescu este un bun amic și sfătuitor al domnului Patriciu. Să faceți prezentări aici? În același timp, tot scandalul și tot... V-am demonstrat aseară așa, că au fost minciuni în presă și în emisiunea să spună... Aveți vreo identitate ascunsă a domnului Fota în mânecă? Vânzare de armament, nu ați intervenit să spuneți să se aducă o probă, așa cum... Acum a solicitat să se aducă probă, dar nu se aduce nicio probă, să spun doar vorbe. V-am demonstrat firma? Că este o minciună. Nu înțeleg. Apărați firma? Apărați? Doar o simplă întrebare. Apărați firma? Sau apărați pe domnul Băsescu? Am scos de pe... am scos actul constitutiv și am văzut că în codurile CAEN pe care le are, nu există nicio legătură cu codurile CAEN de comerț de armament și producție de armament. Punct. Fapt, minciună care a fost repetată zilnic pe aceste televizoare. De asemenea, vreau să vă spun că eu unul sunt impresionat. Puneți să mai spuneți ceva, o să vă spun aici... ce v-am zis și aseară, domnule Coară. Nu sunteți atenți și nu urmăriți declarațiile care se fac. Unul dintre acționarii companiei de Simco a spus foarte clar că ar fi putut să facă comerț cu armament în dacă afara cadrului legal. Licență. A spus, dacă obținea, dacă schimba, dacă... Nu, dar stați un pic, acum nu mai înțeleg nicio. Prezumția de nevinovăție, să înțeleg că nu mai există. Deci dacă și cu partea dar să dai vinovăție să faci comerț cu armament. Nu mai nu e și atunci ce discutăm? Nu era nicio vinovăție. Problema era că fratele problema care l-a preocupat declarau că lumea interlopă s-a infiltrat în lumea politică și economică, dar nu tratăm acel subiect grav din punctul meu de vedere. De ce se induce ideea de vorbesc despre ce scrie domnul Roșca Stănescu. Și vreau imediat, să spun că, dincolo de orice, am fost impresionat de acest material și vreau să spun că aștept cu nerăbdare romanele publicate de domnul Roșca Stănescu și vă spun eu că pe Sven Hassel
îl termină. Domnule Coară, pe ca dumneavoastră nu v-ați prezentat. Așa cum am fost supravegheat între membru al Partidului Democrat Liberal. Așa, mulțumim. Așa cum am fost supravegheat în trecut, sunt și, și astăzi supravegheat. Am fost silit să trec prin foc cu canistra de benzină în mână. Deci, un roman extraordinar. Eu dar am convingerea... Dar acolo? Ce aveți în mână? Din editorialul domnului Istar. Un editorial nu e dezvăluit. Din incendiu... Dânsul n-a citit de domnule Coară, iară sunteți selectiv. Nu, sigur că... Nu sunt selectiv. Sigur că, probabil... Dacă noi vorbim despre o dezvăluire pe care o face domnul Sorin Roșca Sănescu și dumneavoastră veniți cu editorial. Ce cu extraterestri? Asta e un text de la partid cu extraterestri. Știți mai mulți. Da. Mă rog. Pentru că au mai fost colegi care ne-au vorbit despre păi, la momentul actual ajung să cât aceste atacuri adresate și acum haideți să vorbim la modul serios și despre responsabilitatea socială pe care o împărțim. Dumneavoastră ca mass media, noi ca și clasă politică și așa mai departe. Păi domnul așa, Hară, nu putem, în contextul în care... Domnul Băsescu a mulțumit mass media pentru aceste dezvăluiri pe care noastră le denigrați. Sigur că da. Sigur că da. Lucru bun, că s-a dezvăluit. Dar vorbim în permanență. Aici eu am auzit de multe ori spunându-se și spunea și domnul Stănescu, spunea și dumneavoastră, că o să venim cu probe. Uite cum e situația. Cu siguranță așa. Dar o să venim cu probe la Sfântul așteaptă. La Sfântul așteaptă și așa mai departe. Acum. O secundă. Exact în timpul ăsta, într-un alt studio, uite, mi se transmite acum, la altă televiziune, domnul Purcărea, de care scriu un material că a colaborat la descărcarea și încărcarea navelor cu domnul Băsescu, cu domnul Mircea Băsescu, recunoaște chestiunea asta, dar spune că domnul Mircea Băsescu nu știa că se află exploziv. Că nu știe ce descarcă. E important atunci, o cer din nou, e important să vorbim și noi cu domnul Purcărea. Oricum, dar coordonarea e remarcabilă, să știți că... Ca la carte vorbind, la câte experiență am... Eu nu-l cunosc pe domnul Purcărea. Vreau să vă rog și eu o singură frază. Ce coordonare vorbiți? Coordonare asta. Dar asta, domnule Coară, o singură frază, dar să nu fie lungă. Mi-a trimis un SMS soția, domnule, nu-l cunosc pe domnul Purcărea. Faptul că apare... Faptul că în același timp ce noi discutăm pe o altă televiziune apare o chestie similară, e o coincidență, nu? Ce coordonare să fie asta? Nu-l cunosc pe acest domnul Purcărea. Și aveți și colegi la Cotroceni care zic că punem și titlurile împreună. Nu. Remarcăm cu incidența de coordonare. Eu sunt genul de fapt una, o singură redacție. Eu vreau să aud fraza finală a domnului Hoare. Doar să vă aduc aminte, domnul Hoare, tot e întâmplător, că scandalul Monica Riții, în urma căruia colega noastră a fost obligată să demisioneze și aveți pe doamna Plăcintă, acum ministru, a pornit tot de la un jurnalist, nu de la domnul Roșca Stănescu, de la domnul Tolontan și tot la fel în prima zi ni s-a vorbit despre lucubrați. Nu. Din partea noastră. Nu cred că are legătură. Știți care ar fi, domnule Coară, dați-mi voie să vă ajut. Problema fundamentală imediat, este numai alta. Puțin, să terminăm cu domnul Coară, ca să vă ajut. Știți care ar fi cel mai elocvent lucru pe care l-ați putea face în circumstanțele astea? Să-i spuneți domnului Sorin Roșca Stănescu că îl dați în judecată. Și mâine să vă duceți să vă dați în judecată. Deci, pentru dezvăluirile pe care aveți curaj să faceți asta? Faceți lucrul ăsta? Eu personal. Restul sunt vorbe, păi, alea cu minciuni, cu nu știu ce, vorbe, domnule. Pot să-mi asum și lucrul ăsta, cu siguranță. Dar deocamdată eu mi-am exprimat simpatia față de... publicația, ceea ce scrie dânsul ca romancier. Dar mai am o frază de încheiere. Mi-a spus că îmi permite. Politic vorbind. Știm foarte bine că la ora actuală domnul Joană, împreună cu domnul Antonescu, care s-a raliat într-un fel strategiei Muppet Show cu 13 milioane de euro plătită, atacă pe toate fronturile, pe toate căile președinția. Încă o dată. Nu cred că în România... După atâția ani de democrație, o strategie gen Muppet Show, pe care eu îl urmăream cu plăcere când eram copil, poate să funcționeze. Fără Muppet Show, vă duceți mâine la Dumnezeu. Mulțumesc. Care este domnișoara care coordonează aceste acțiuni, parcă trase la Indigo, apropo de poezia pe care spuneți că au auzit tot timpul de dimineața până seara la reprezentanții PDL, pentru că asta cu Muppet Show e simpatică. Păi nu, este. Aveți consilieri de la de cei care au fost, au scris scenariul la Muppet Show, la PSD, 13 milioane de euro. De unde sunt atâția bani, domnul? Nu? Acum nu știți, sunteți doar susținători. Vă dar dau, 13 milioane dacă, pe o dacă, strategie dacă politică. Dacă îi dovediți, vă dau 3 milioane ca să rămânem noi cu 10. Bă, bune, adică... Ne întoarcem la tema noastră. Înseamnă că presa minte. Gata, lăsăm. Minte presa. Domnule Coară, vă rog, domnule Fota. De ce domeniul apărării este ales? Vorbiți și dumneavoastră de la Cotroceni și cei de la PDL, vorbiți despre o campanie care e îndreptată împotriva președintelui Traian Băsescu. Nu, dar de ce în domeniul apărării? De ce domeniul apărării? Exact, da.
Ne-ai cunosc, mai sensibil. Păi, în primul rând că domeniul apărării, începând din 1994 sau chiar 97, a fost domeniul esențial al legăturii noastre cu Occidentul. Campania asta nu e numai o campanie împotriva lui Traian Băsescu. Aici este și o campanie antioccidentală. Și am să vă spun, nu, domnul Roșca, să ne scurâdeți, dar lăsați-mă... De ce râd, nu, că nu m-am posturat de anti, de om anti-NATO, nu sunt. Nu, știu, a scris pe vreme... Nu, lumea se mai schimbă, auziți, am văzut în ultimii 2-3 ani... Acum legăturile domnului Patriciu cu Rusia sunt cunoscute. Știți că așa s-a spus și la cu procesul cu Iliescu, KGB, tot de un consilier prezidențial, colegul noastră de atunci spunea că eu sunt agent GRU. Auziți, recunosc schema ca foarte... Schema după care se joacă, că tot mă ocup de securitate națională, e foarte inteligentă. Deci aici, jos pălăria, vă spun, mă înclin, se joacă perfect, sunt profesioniști. Domnul Pota, dar nu e mai simplu să luați în considerare faptul că președintele are o problemă pentru că fratele său este implicat în aceste lucruri? Da. Nu e mai simplu? Dar produceți o probă. Vă dau un exemplu, uitați, un exemplu de viață. În Jurnalul Național, de 7 zile, se desfășoară un serial foarte bine documentat în care ni se demonstrează pe bază de probe că Nicolae Ceaușescu, contrar legendei care se spunea, știa tot, domnule. Tot ce se întâmplă în țara asta, dar tot. Despre deci pune auzit? Și Nicolae Ceaușescu, care era dezinformat. Nu, domnul, stați o secundă, m-ați întrebat de ce apărare. Precizarea Ministerului Apărării Naționale. Ia. Trebuie să le spunem telespectatorilor. Direcția Generală de Informații Apărării nu deține date despre înființarea firmei de Zinco, întrucât agentul economic nu și-a exprimat interesul de a intra în raporturi comerciale. Era clar de acum câteva zile, dar n-am vrut nimeni să o recunoască. M-ați întrebat de ce apărare. Cum adică de ce sunt când se pune în discuție, când toată lumea, deci au fost atâția miniștri în sat ca membri, cunosc mecanismele deciziei, cunosc modul în care se operează, când s-a speculat atâta fals și aiurea pe tema XAT-ului, cum adică ne întrebăm de ce apărare? Când s-a speculat atât pe tema procesului de înzestrare, în care implica și guvernul și membrii XAT-ului de opoziție sau din partea PDL-ului, știu aceste lucruri foarte bine. Cum adică să nu ne întrebăm? Păi este absolut... Tocmai asta e întrebarea. De ce această ofensivă împotriva lui Traian Băsescu a fost combinată cu elemente care țin de politica de securitate națională. S-au indus la un moment dat, ideea era la un moment dat, acum vreo două zile, pe o televiziune, ideea că firma domnului Băsescu are certificare NATO, un lucru absolut normal și firesc, numai că trebuie explicat. Și ia uite, se face cu miliardele astea pe zona de sărăcie, facem afaceri cu NATO. Adică am băgat și NATO, să denigrăm un pic și NATO, i-am băgat un pic și pe domnul americani. Domnul Băsescu e directorul unei firme domnul care livrează hrană pentru militarii NATO. Nu, eu altceva vreau să spun. Nu, nu-i vorba de persoane aici. E vorba de... Mă lăsați două minute și am terminat și nu mai spun nimic toată emisiunea. Din punct de vedere politic, dacă vă uitați, și România ca și Bulgaria sunt într-un moment domnule critic Pota, producătorul ne spune că acum trebuie să ia publicitate, dar rămâneți și după publicitate ne spuneți ce vreți de oligarh, să ne spuneți. Imediat, sigur, publicitate. Palatul Parlamentului va părea mic pe lângă ea. Miercuri, mega diva tuturor timpurilor, Madonna, concertează în Parcul Izvor în fața unui public de 10.000 de fani. De la muzica ei până la scandaluri, de la averea ei până la familie, edițiile noastre speciale vor explora pentru tine fiecare amănunt din viața și cariera unei artiste de excepție. Iar elicopterul Realitatea TV și reporterii noștri vor urmări de la sol și din aer toate mișcările unei dive mereu pe val. De la aterizarea în România și până la momentul culminant. Miercuri, Madonna concertează la București. Conectează-te la emoția evenimentului cu Realitatea TV. Thank you. Vreau și o dedicație pentru prietena mea, DJ Project, ai? La Cosmote primești mai mult decât te aștepți. Acum îți oferim 800 de minute și 800 de SMS-uri în rețea, plus 60 de minute naționale și internaționale. Totul cu 4,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Mergem? Nu cu părul ăsta. Tu cum faci să ai părul plin de volum? Folosesc Wash & Go. Față de alte șampoane mai ieftine, Wash & Go face mai multă spumă și curăță mai bine părul, ca tu să te bucuri de 100% volum. Păr super curat, 100% volum. Cumpără Wash & Go la 750 ml și poți economisi 35%. Sometimes the rain goes and rainbows all that's left. I like my hair on your shoulder. I like the way you smile.
Iacob Scrânung, puterea Alinta Romei. Abonează-te la CineStar. Ai ce face? Este criză, iar pe CineStar te așteaptă un super sejur. Peste 90 de filme noi și cei mai tari actori vor fi alături de tine cât e vara de lungă. Sfatul nostru, stai acasă. Relaxează-te pe CineStar. Deschide ochii și visează. Orarul de iarnă Blue Air este acum la vânzare. Prețuri începând de la 49 de euro cu taxe incluse. Rezervă pe www.blueair.ro sau la 021-208-8686. Blue Air, singura companie de smart flying. Placa bacteriană începe să se depună imediat după curățarea profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu noul Colgate Total Advanced Clean. Sistemul său avansat de curățare pe bază de siliciu ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o senzație de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medicii dentiști. În curând... Surprizele Ice Age 3 în Kinder Joy. Ha, alt bogătan a ajuns pe drumuri. Dacă n-a știut economie. Uite aici economie, ingrediente de top la bani puțini. Și cu o fată acasă. Astea se face. Bonus Enzym 5, curat afacere. 9 din 10 femei l-ar cumpăra din nou. Este ora 17. PSD și PDL ies la vânătoare de puncte slabe în taberele adverse. Socialdemocrații cer șefului guvernului să ia măsuri în cazul Udrea. Tot ei solicită și instituțiilor statului să facă lumină în scandalul afacerii de Sinco, în care este implicat fratele președintelui Băsescu. De cealaltă parte, democrat-liberalii cer anchetarea a 4 dintre membrii Comisiei de Anchetă Udrea de către deputații juriști. Cei vizați sunt Ludovic Orban, Adriana Săftoiu, Aura Vasile și Claudiu Țaga. Mihai Ghiță ne aduce detalii. Te ascultăm, Mihai. Bun găsit, Cosmin, bun găsit tuturor. Într-adevăr, socialdemocrații au cerut astăzi ca Elena Udrea să fie adusă în Parlament pentru a fi audiată. Cerau sprijinul premierului Emil Boc, pentru că spuneau ei este neapărat necesar ca aceasta să dea explicații privind cheltuirea de bani public de la Ministerul Turismului. Mai exact, ei spuneau că există deja cazuri în Parlament în care miniștrii s-au prezentat fără niciun fel de problemă pentru a da explicații, iar Elena Udrea a făcut o notă discord prin faptul că a venit la comisie numai pentru a anunța pe deputați că i-a dat în judecată pentru înregistrările off the record de la Comisia de Anchetă privind cheltuirea banului de la Ministerul Turismului. Practic, până săptămâna viitoare, când deputații de la Comisia de Anchetă au rechemat-o la audiere pe Elena Udrea, primul ministru ar trebui să o convingă pe aceasta să meargă să dea explicații. Știm prea bine care sunt condițiile Elenei Udrea. 4 dintre deputați trebuie să renunțe la această comisie, să fie schimbați de alte persoane. Aceasta este condiția pentru care ea va veni la audieri. De cealaltă tabără, democrat-liberalii au anunțat deja că au făcut o plângere la Comisia Juridică pe numele a 4 din deputații de la Comisia de Anchetă. Comisia Juridică urmează să se pronunțe pe acest dosar. Și revenind la socialdemocrații, s-au pronunțat astăzi și pe subiectul Mircea Băsescu. Mai mult decât atât, au cerut ca organele de anchetă ale statului să se pronunțe pe acest caz și mai mult spunea că în momentul în care liberalii vor cere formarea unei comisii de anchetă, vor analiza și oportunitatea acestei comisii. S-a discutat de asemenea subiectul comisiei Elena Udrea. Este pentru prima oară în istoria post-decembristă când un ministru își permite să sfideze Parlamentul României și cerem premierului Emil Boc să rezolve acest conflict instituțional. S-a discutat și problema în care este implicat președintele României și membrii ai familiei sale. Cerem organelor abilitate ale statului român să facă lumină în acest caz. Veți fi de acord cu înființarea comisiei de anchetă pentru Mircea Băsescu? Deocamdată nu s-a pus o asemenea problemă. Mandatarea conducerii de la Camera Deputaților a grupului Partidului Democrat Liberal, grupul
din Camera Deputaților pentru a solicita Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități verificarea și anchetarea de către această comisie a celor patru membri care se ocupă de cazul Udrea. PDL, prin grupul de la Cameră, va solicita Comisiei Juridice verificarea, anchetarea și stabilirea responsabilităților pentru acei membri ai comisiei care se antepronunță. A fost alarmă falsă, PDL nu va cere ieșirea PSD de la guvernare. O spune vicepreședintele democrat-liberal Cezar Preda, același care ieri spunea că democrat-liberalii trebuie dați afară din guvern. Ceea ce nu înseamnă că nu există suficiente motive de supărare între cele două partide. PSD se gândește să-i facă pe plac liderului PDL, a replicat astăzi deputatul Ia Olguța Vasilescu. Eu cred că n-ar trebui să iasă ei de la guvernare și eu cred că ar trebui dați afară de la guvernare. Nu o să propun așa ceva, eu propun să ne vedem de guvernare, dar e un semnal pentru cei care, în loc să se ocupe de problemele guvernării, nu fac altceva decât să atace președintele României și pe miniștrii noștri. Nu credem că este cazul de o spargere a coaliției. S-ar putea să luăm de bun ce spune domnul Cezar Preda și să-i lăsăm pe cei de la PDL să conducă 3 luni de zile până la campania prezidențială singuri România. Știm că fețele multora dintre noi nu sunt foarte plăcute vederii domnului Boc. Un ziarist a fost accidentat ușor de o mașină din escorta lui Mircea Joană. Incidentul a avut loc la sediul PSD după terminarea ședinței biroului permanent. Jurnalistul a fost atins de mașina antemergător a președintelui Senatului. Nici ofițerii SPP, nici Mircea Joană nu s-au oprit pentru a vedea dacă tânărul a pățit ceva. Ulterior, consilierul de presă al lui Mircea Joană a plecat cu jurnalistul la spital. Nici n-am văzut, nici acum nu știu exact cine era în mașină, cu ce scop venise mașina aia. Se simplu, a plecat în trombă, nu s-a uitat în spate. La un moment dat mi-a prins blugul, mi-a prins. Ăsta și a trecut pur și simplu, dar m-a ras, norocul meu că n-a fost să ajungă peste picior. M-a trântit acolo, m-a trântit pe scările. Practic te-a călcat pe spate. Da, pe călcâi, da, pe călcâi. Pe călcâi m-a călcat și... M-a călcat în mașină. Două jafuri într-o singură zi, unul la un depozit de materiale de construcții din Oradea, altul la o reprezentanță auto din Arad. Aflăm mai multe despre cele două spargeri de la Luciana Indre, colega noastră. Te ascultăm, Luciana. Bună ziua tuturor! În ceea ce privește primul jaf, acesta a fost descoperit de un angajat al firmei care a observat că lipsea cutia metalică în care se aveau cei 30.000 de lei și a anunțat imediat poliția. Ancheta a fost deschisă, iar potrivit primelor informații, se pare că hoții au intrat pe geamul de la parter, după care au urcat la etajul 1, unde se afla biroul administratorului. Potrivit polițiștilor, se pare că există deja un cerc de suspecți, iar investigațiile continuă și la a avut loc un jaf la sediul unei reprezentanțe auto. Aici hoții au forțat intrarea și au furat 250.000 de lei. Mulțumim, Luciana. Ancheta în cazul scandalului cu împușcături de sâmbătă seara în Toi. 5 persoane au fost arestate până în acest moment. Toate detaliile de la corespondentul nostru la Craiova. Te ascultăm. Bună ziua! Este vorba despre 6 persoane. Una a fost reținută în urmă cu puțin timp și a fost adusă împreună cu celelalte 5. Acum toți cei 6 bărbați se află în sala de judecată, sunt în fața magistraților, dau declarații, iar aceștia au fost prezentați judecătoriei Caracal cu propunere de arest preventiv. Rămâne să vedem dacă magistrații vor decide acest lucru. Ei au doar ordonanță de reținere pe 24 de ore. Ei sunt acuzați, de fapt 4 dintre ei sunt acuzați de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar o persoană este acuzată pe lângă aceste infracțiuni și de tentativă de omor. Asta pentru că vorbim despre persoana care a intrat în cordonul de polițiști, care se afla la volanul mașinii sale și întâmplător a lovit o mașină care nu avea niciun fel de legătură cu scandalul. Acel om se afla întâmplător acolo și a fost rănită o fată, însă ușor, nu a avut nevoie de intervenție chirurgicală. În continuare, aici la judecătorie sunt mascați polițiștii, dar și jandarmi asigură paza în zonă. De altfel, filtre sunt organizate în întreg orașul. Atât romii care au fost reținuți astăzi, cât și omul de afaceri Remus Rădoi au dosare penale.
Sorin Roșca-Stănescu acuză pe fratele președintelui Mircea Băsescu de implicare într-un transport de explozibil. Nu a prezentat dovezi în acest sens. Sorin Roșca-Stănescu, prezent alături de noi și alături de ceilalți invitați aici, spune că va veni cu dovezile pe măsură ce le va doza mai bine. E corect, domnule Roșca-Stănescu? Așteptați un crescendo? Așteptați un moment anume? Ce așteptați pentru prezentarea dovezilor? Deci, tot ceea ce am prezentat în amplul material care este postat pe site este concluzia dovezilor care sunt multiple, concluzia dovezilor existente. Evident, aceste dovezi, într-o anchetă jurnalistică, sunt administrate așa cum crede de cuvință jurnalistul. Repet ceea ce am spus și mai înainte și fac trimitere la ceea ce a spus domnul Fota. Ați văzut, nici n-a pornit bine cazul și domnul Fota spune, domnule, asta este, care e consilier prezidențial, zice, asta e o problemă de siguranță națională. E pusă siguranța națională în pericol. O secundă. Este periclitată alianța armatei române. Nu manipulați din nou. Nu manipulați din nou, asta am vrut să spun. Când m-am referit la procesul de înzestrare și la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, m-am referit cu referitor la ce s-a întâmplat până în această zi, la ora 14, când a spus materialul pe SAP. Deci, declarațiile mele pe acest sens erau făcute... Nu, am înțeles, nu v-ați referit la mine, dar v-ați referit... Doi, ce spuneți dumneavoastră... Am înțeles, nu la mine v-ați referit aici, v-ați spus că peste câteva zile. Da, părerea mea asta este. Deocamdată ați vorbit despre ceea ce până acum presa a prezentat. N-am vorbit de presa, am vorbit oamenii politici în legătură cu implicarea domnului Mircea Băsescu în diverse afaceri. E mult mai complicat și mai grav. E mult mai complicat. E un amestec de politic, de presă. Am înțeles. Dar dacă vorbim de punerea în pericol a siguranței naționale prin asemenea dezvăluiri, da, făcute păi când discreditați de presă sau de oameni politici, o secundă, ce atunci e? Vă dați seama la ce se expun ziariștii sau oamenii politici fals, care categoric, fac asemenea dezvăluiri? Categoric ceea ce domnul Roșca-Stănescu încearcă să insinueze. Revin la ceea ce am spus. Oricum, și mă țin... Știți care e partea plină a paharului? Că nu puteți în cazul meu să mergeți în Statele Unite nici nu vreau. Și să spuneți că am atentat la siguranța națională ca să nu mai pot intra în Statele Unite. Repet, telespectator... e plină a paharului. Telespectatorii am să înțeleagă foarte că bine. Am ceea ce mă privește nu v-ați face, auzi, pe cuvântul nu meu, v-ați face ceea ce ați făcut în cazul am altor. Am părul alb în cap. Credeți-mă că sunt jocuri mărunte și care sunt ușor de înțeles. De unul ca mine care de bine de rău am mai citit niște cărți la viața lui. Repet ceea ce am spus. Discreditarea XAT-ului mi se pare o chestie gravă și periculoasă și ea s-a întâmplat pentru că s-au pus foarte multe minciuni pe seama acestui cel mai important după Constituție for de decizie în probleme de securitate națională. Și Palatul este dreptul Cotroceni, dumneavoastră. Administrația prezidențială nu e o instituție suficient de puternică nu pentru a comunica de Consiliul eficient Suprem. Și pentru a demonta toate informațiile false care păi au fost este, vehiculate. Păi este, dar dacă ne dați posibilitatea, cum suntem, dacă suntem cu brațele deschise. Vă faceți că nu pricepeți dacă de 3 nu, zile sau 4 pricep, zile toate aceste afirmații se de fac 3 și nimeni nu te treabă. Despre subiectul ăsta, domnule Fota, de vineri încoace. Păi bun, și nu și m-ați, repet, m-ați invitat și n-am venit. O singură dată am fost invitat ieri. Prezența de către... dumneavoastră aici este o dovadă că v-am invitat. Păi da, și asta încerc să fac acum, să le lămuresc, nu? Păi lăsați, dar dumneavoastră lăsați, le dați de 3-4 zile informații de acuzații astea. Și lucruri care vă dar nu sunt acuzații în față de dumneavoastră, dați-ne sunt acuzații în față de ceea ce se întâmplă. Dați-ne pentru că este grav ceea ce se întâmplă. Este grav, iar România este în moment critic al existenței sale. Asta încercam să spun la pauza de publicitate. Pentru că nu e vorba de campanie electorală, că nu suntem atât de copii să ne rezumăm numai la asta. E vorba de ceva mult mai serios și mai grav. Acum câteva săptămâni, experți internaționali extrem de prestigioși au lansat public un raport, era referitor la Bulgaria, Dominic de Vilpeni era conducătorul grupei, pot să vă dau raportul că e public, spuneau așa, dacă Bulgaria nu ține relația cu Uniunea Europeană, cu Bruxelles foarte strânsă, riscă să cadă în zona de influență a Rusiei, având în vedere activismul foarte ridicat al Rusiei din ultimile luni. Aceeași chestiune, cred eu, puțin extrapolând, și aici sunt deja voci și în ceea ce ține de România, care a ridicat această problemă, Tom Gallagher, care, evident, puteți să aveți părerea dumneavoastră despre el, a pus această chestiune în discuție și urmează să publice o carte, se pune și despre publicat. România. Domnul Roșca-Stănescu, știu că a publicat în limba engleză, încă n-a apărut în română. Cea mai importantă problemă a României nu este Traian Băsescu. Cea mai importantă problemă a României este dacă România duce la capăt procesul de occidentalizare. Ori eu aici încep să am dubii și parte din în acest proces... militar, în domeniul nu, în toate domeniile. Sau? În toate domeniile. Deci sunt
forțe și în interior și în afară care nu doresc acest și proces de europenizare. Pe noi jurnaliștii, pe domnul Sorin Roșca Stănescu în mod special, ce să facem, dacă să salvăm situația, să nu mai implicați lucruri în politică, spună, structuri importante ale statului, aiurea. Nu, e poziția mea personală, am spus mai devreme. Nu, e a mea personală. Nu, e poziția mea personală. Permiteți-ne să prezentăm și ceilalți invitați, domnul Valeriu Zgonea de la PSD, domnul Mihai Voicu de la Partidul Național Liberal și domnul Gelu Vișan de la Partidul Democrat Liberal. Domnule Voicu, voi începe cu dumneavoastră. Ce fel de raport credeți că are aceste dezvăluiri pe care le-a făcut Sorin Roșca Stănescu, nu cu realitatea, pentru că nu vă cer dumneavoastră să aduceți, dar cu contextul pe care îl traversăm în acest moment? Într-adevăr, dacă domnul Roșca Stănescu în zilele sau săptămânile următoare, nu știu, va aduce dovezi suplimentare și dacă se dovedește că ceea ce spune domnia sa este adevărat, nu știm, evident, încă o dată subliniem cu toții acest lucru, consecințele sunt cutremurătoare. Însă, pe de altă parte, nu pot să accept că povești de genul siguranța națională trebuie să ne împiedice să aflăm adevăr. Siguranța națională nu e o puțin poveste, domnule Mihai Voicu. Spune nu e o că poveste. CSAT este un organism stalinist. Acum o să sară în apărarea domnului Fota, dar n-a zis că trebuie să ne împiedice. Auzi? Stați o secundă, stați o secundă. A zis doar că e în pericol. Că se pune în pericol siguranța națională prin cercetările domnului Roșca Stănescu. Stați o secundă, e un lucru nou. Nu mă interesează. Este o instituție constituțională. Ați văzut Constituția? Nu. Păi atunci stați că intrăm într-o zonă în care nu mai înțeleg. Am dreptul să am opinia că CSAT-ul este un organism de... Sunteți om politic? Da, sunt om politic și am dreptul să am opinia că CSAT-ul este un organism de inspirație stalinistă care n-ar trebui să existe? Venim dintr-un partid care a votat Constituția. Și unde am dreptul să am acest punct de vedere? Da, da, da. Bun, nu mă supărați. Da, am dreptul și o să mă mir. Da, mirați-vă cât doriți, dar n-are importanță. Păi auziți, n-are rost să mai discutăm pe bune. Intrăm într-o zonă de anarhie totală în care nu mai... Stați că nu trebuie să fim toți de acord. Chiar dacă e pusă în pericol siguranța națională, nu trebuie să fie, nu trebuie să fie concordia la deschiderea lumea. Consiliul de Apărare a Țării, care este un organism de decizie colectivă, în care fiecare un membru poate vota, nu există niciun alt organism el în România. El există în Constituție, nu-l sabotez, stați liniștit. Haideți să vă arăt că am adus nu, cu mine și... Nu, vă rog, nu mă interesează. Da, să vă arăt cum funcționează Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Niciun alt organism de conducere, organism colectiv de conducere din țara asta, nu e atât de democratic asta, pentru că aici un membru poate bloca o decizie. Domnul Fota, nu vă enervați că am dreptul să am opinia ca la următoarea revizuire de Constituție să cer să se desfințeze și treaba mea. Am ce argumente aveți să considerați Consiliul de Apărare a Țării stalinist? Pentru că de acolo provine. E un fel de CP. Da, mă, haideți să nu e o părere personală. Puțin, aici e și incompetență. Consiliul Suprem de Apărare a Țării provine din vechiul Consiliu Regal de Apărare a Țării, care a fost înființat de ai noștri înaintași până în al doilea război mondial. Nu discutăm despre asta. Am vrut păi doar să tradiția subliniez... României, estimate domn, suntem am români, doar tradiția să subliniez noastră. Prin această afirmație faptul că dumneavoastră domnule, nu trebuie să veniți aici cu conceptualizați chestiuni. Prea mult. Haideți să ne întoarcem în zona politică, dacă permiteți. Să bine la întrerupere. Vă rog să nu mă întrerupeți. Am vrut doar să subliniez că nu este corect ca dumneavoastră să veniți aici, să încercați să aruncați așa o aură de mister care începe cu siguranța națională în fața unui chestiuni care este în cercetare și care poate fi deosebit de grav. Vă mulțumesc. Domnule Fota, PSD-ul ajută la occidentalizarea României. Vreau să trec în zona politică pentru că vom discuta despre documentele pe care PSD-ul însușește sau nu. Toate partidele și-au asumat această misiune de occidentalizare a țării. Deci la capitolul ăsta, cel puțin pe față și teoretic, nu sunt probleme. Dacă mergem pe fond, putem discuta unele lucruri sau altele. Până la urmă, dacă ne uităm la procesul de integrare a României în NATO și Uniunea Europeană, el nu a fost un proces care s-a fundamentat pe, cum să vă spun, o adeziune largă la aceste obiective, ci a fost dus în spate de câțiva oameni din fiecare partid. Fiecare partid, și PDL-ul, și PSD-ul, și PNL-ul au avut oameni care au tras la această căruță. Problema este alta, că acest proces de europenizare, și aici putem face o paralelă cu prima modernizare a României, că noi am mai trecut odată prin ce trecem acum. Se știe un lucru din istoria noastră, când europenizarea ajunge la un punct, se întâmplă un fenomen foarte interesant. Anumite cercuri de putere, anumite grupuri de interese, dacă vreți, inclusiv oligarhia, riscă să-și piardă puterea pe care o are, pentru că se produce o democratizare, nu prin măsură politică, ci prin măsuri economice. Deci, ce se întâmplă? Când țara este săracă, este foarte ușor pentru unii să hotărască. Uitați-vă, de exemplu, la politica externă astăzi, ce mare rol au televiziunile pe politica externă. Și apropo, că vreau să spun un lucru mai devreme. S-a vorbit foarte mult de faptul că serviciile știu tot. S-a vorbit de România aia totalitară ani de zile. Acum, dintr-o dată, de o săptămână încoace, constatăm că, dimpotrivă, am schimbat complet tonul abordării și serviciile nu știu nimic, toată lumea se întreabă de ce nu știu serviciile. Deci ce vreau să spun este că nu vi se pare întâmplător faptul că nicio țară europeană n-au loc dezbateri ca astea? Știți că asta este un model.
în proporție de 80% românesc. Sunteți sigur știți că nicio dezbateri din astea de care? De, cum este aici la noi, de exemplu, dacă uitați la CNN, la BBC, la alte televiziuni. Stați puțin, o să vedeți, s-ar putea să vă aducem alte exemple. Nu, vă întreb eu pe dumneavoastră și dați un răspuns telespectatorilor. Eu vă reamintesc momentul în care... De câte ori pe an participă un expert... Vă dați seama... Vă reamintesc momentul în care ginerele lui Nelson Mandela, implicat în diverse afaceri... La o televiziune, la o televiziune în Occident, un expert, un om politic, nu participă la o dezbatere mai mult de 2, 3, 4 ori pe an, la distanțe foarte mici. Vă mai așteptăm de 2 ori în acest an. Vă rog. Cum funcționează relația noastră personal cu Traian Băsescu în calitate de consilier pe apărare? Faceți note în baza expertizei noastre? Auziți, cum aici este bucătăria internă a președinției. Nu vă întreb, dacă puteți să-mi spuneți. Nu vreau să vă spun. Adică, nu, secret. Nu, ba da, pentru vă spun și de ce. Păi nu sunteți instituția. Pentru că e o chestiune de siguranță. Ce secret? Nu, instituția publică e pe politică. Imediat, după o scurtă pauză, ne întoarcem. Lăsați-o că nu... Vezi dublu. Chiar vorbești dublu în rețeaua Cosmote, fără costuri suplimentare. Acum la abonamentul Cosmote Full Option Plus 60, ai 800 de minute și 400 de SMS-uri în rețea, plus 60 de minute naționale și internaționale, totul cu numai 5,95 euro pe lună. Cosmote, alături de tine. În curând, surprizele Ice Age 3 în Kinder Joy. Trăim într-o lume cu 1000 de posibilități. O lume în care am ajuns să uităm cine suntem. Trebuie să începem cu noi. Să redescoperim ce e al nostru. Valorile. Tradiția. Cărțile cu care am crescut. Care trebuie să existe în fiecare casă. Nu uita niciodată asta. Redescoperă. Citește. Miercuri, 26 august, apare următorul număr din colecția Biblioteca pentru Toți. Romanul adolescentului miop, de Mircea Eliade. Numai cu Jurnalul Național. Sometimes the rain goes and rainbows all that's left. I like my hair on your shoulder. I like the way you smile. I found your seaside in the fall. Jacob Scrânung, puterea alinta Romei. Se apropie. E vedeta sezonului. Mult așteptată. Mult aclamată. Cu un look proaspăt. Cât de mult ne-a lipsit. Fără alte prezentări. Iată-o! Dintr-o lămâie întreagă, Timbarc limonadă. Răcoare și savoare într-o limonadă tare. Orarul de iarnă Blue Air este acum la vânzare. Prețuri începând de la 41 de euro cu taxe incluse. Rezervă pe www.blueair.ro sau la 021-208-8686. Blue Air, singura companie de smart flying. Bun, ceva dulce. Direct la frigiderul cu produse proaspete. Iată-i și pe micii poznași. Cei mici iubesc Kinder Pingui pentru gustul său irezistibil, crema de lapte și glazura crocantă de ciocolată. Kinder Pingui, hrănitoare ca o gustare, adorată ca o înghețată. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Palatul Parlamentului va părea mic pe lângă ea. Miercuri, mega diva tuturor timpurilor, Madonna, concertează în Parcul Izvor în fața unui public de 10.000 de fani. De la muzica ei până la scandaluri, de la averea ei până la familie, edițiile noastre speciale vor explora pentru tine fiecare amănunt din viața și cariera unei artiste de excepție. Iar elicopterul Realitatea TV și reporterii noștri vor urmări de la sol și din aer toate mișcările unei dive mereu pe val. De la aterizarea în România și până la momentul culminant, miercuri, Madonna concertează la București. Conectează-te la emoția evenimentului cu Realitatea TV. Thank you.
Începe sezonul de pescuit, de pescuit politic în tabere adverse. PDL ar încerca să racoleze parlamentari de la PSD de mai mult timp. Astăzi, mai mulți lideri ai Partidului Social Democrat au făcut declarații în acest sens. Informația a apărut chiar și într-un document atribuit stafului de campanie al liderului Mircea Joană. Marian Vanghelie spune că e foarte posibil ca această notă strategică să fi fost făcută de unul dintre consilierii PSD în urmă cu doar câteva minute la Deschide Lumea. Cosmin Gușă și-a asumat acest document. Intenția domnului președinte Traian Băsescu de a încerca să racoleze pe anumite pârghii o serie de parlamentari, fie PSD, fie PNL. Deci de intenția asta se cunoaște foarte clar. Nu va pleca niciun parlamentar de la noi. Ne-am asumat guvernarea, suntem solidari cu PDL-ul la guvernare. Aceasta nu este o chestiune nouă. Noi o știm încă de la începutul acestui mandat parlamentar. Au fost foarte mulți colegi de-ai noștri care au primit asemenea propuneri. Socialdemocrații sunt siguri că astfel de documente atribuite PSD vor apărea și pe viitor. Cu toate acestea, ei nu neagă că nota strategică apărută ieri ar fi concepută de cineva din partid. Este posibil, sunt 20 de... și de copii tineri care lucrează împreună cu grupul de campanie. Eu cred că PSD-ul nu are nicio problemă cu armaghedoanele. Vor mai apărea foarte multe documente. Recapitulăm. Documentul a fost recunoscut de unii lideri ai Partidului Social Democrat, sunt însă și lideri ai partidului care habar n-au de această notă internă. Priviți un exemplu. Nu recunosc documentul ăsta, sau mă rog, nu știu de proveniența lui și... Cred că dacă eu nu știu de proveniența lui, nu vine de la noi. Documentul ăsta este o intoxicare. Dacă ar fi un document de analiză care detate domnul Iosif Boda de la noi, mie mi-ar fi rușine, pentru că este un document slab. L-ați urmărit pe domnul Liviu Dragnea. Domnule Zgonea, la ce servesc aceste documente făcute de consilieri, dacă nu partidului? Nu cred că asta este chestiunea. Eu am fost și cu domnul Vișan ieri și v-am spus la fel de bine ca și domnul Liviu Dragnea, că acest document eu nu l-am văzut. L-am văzut ieri în emisiune, mi s-a părut o înșiruie de evidențe clare pe care presa le-a prezentat. Tentativele de racolare numai eu pot să vă dau de la mine din colegiu o grămadă. Mihai, cred că este mai în măsură decât mine să spun despre tentative de racolare. Este o practică pe care în 2005 am văzut-o. Aproape 400 de primari au plecat de la noi la PDL în anul 2005, PD pe vremea aceea, 2005-2006. Nu 2003 de asemenea, și noi am avut și am și spus la un dat că a fost una dintre greșelile noastre, aceea de a aduce primare în exercițiu, credând că dacă vor fi acest model, adică, ne va da nouă șansă să câștigăm. Nu trebuie să fie niciun document, nu trebuie să vină nimeni să vă spună că apa caldă e caldă. Nici eu nu cred că trebuie să spună cineva că fratele lui Traian Băsescu este fratele Traian Băsescu, Mircea Băsescu. Nu trebuie să spună nimeni că Udrea este o piatră grea care atârnă de piciorul domnului Traian Băsescu. Spuneți-le telespectatorilor noștri cu subiect și predicat. PDL încearcă să vă fure parlamentari? Semnul întrebării. Și acum afirmația dumneavoastră. Eu v-am spus și ieri tot aici la realitatea că au mai fost asemenea tentative, apropouri fine date colegilor. Pentru a mări credibilitatea clasei politice nouă alese, și Partidul Democrat Liberal și Partidul Social Democrat au semnat în Parteneriatul pentru România, există un articol prin care PDL și PSD nu își vor lua unul dintre colegi. Este o obligație pe care cele două partide politice trebuie să o aibă dacă vrem să facem o altă clasă politică. Altfel, începem pescuitul de toamnă, pescuitul de primăvară, cum ați spus noastră, la copcă. Bun, domnule Vișan, ce prototip vă interesează în acest sezon de pescuit? La pescuit, stați-mă. Mă uitam la colegul și colegul de județ, Vali Zgonea, în ce situație era pus când asta a zis că domnul Cosmin Gușă, consultant... Domnul Cosmin Gușă a zis aici, domnule, era al meu document. Exact, când asta i-a spus că dânsul a aflat acum că domnul Cosmin Gușă și asuma... Eu nu cred că l-a făcut Cosmin Gușă, așa cum am spus și... Și mai știm ceva de la domnul Cosmin Gușă. Sau nu numai Cosmin Gușă. Mai știm ceva de la domnul Cosmin Gușă. Da? Că acest document este asumat și de domnul Hrebenciuc. Da, ceea ce de altfel... atunci am ascult bine să spun ceea ce am spus și ieri, că anume, în spatele acestui document stă șeful de campanie, să sună pe colegul meu Vali, șeful Hrebenciuc, împreună cu Cosmin, dar de fapt, ăsta este a treia chestiune, dacă vreți, turnul Măgurele 3, pentru că eu, repet,
acest document este făcut, și știu și dânsii foarte bine ce o să recunoască până la urmă, de Benenson Strategy Group. Benenson Strategy Group. Bun, le-a dat 13 milioane de euro. Care sunt echipa de consilieri mercenari ai domnului Joana și care s-au ocupat de campania MAPET. Haideți să spunem consilieri străini. Ce vreți să pescuiți? Nu, în primul rând, în niciun caz consilierii domnului Joana care aruncă documente ca să-l victimizeze pe domnul Joana. E adevărat că PDL racolează oameni de la PSD, domnule Mișan? Există parlamentari, am spus-o și ieri, există parlamentari supărați. Instituțiile statului. Nu, o secundă vă întreb ce-o știți, câți ministri în funcție astăzi au consilieri NATO, americani, germani, britanici, francezi, miniștri funcție, știți? Să duceți discuția în altă zonă. Păi atunci, eu repet, vreți să spuneți Partidul că dacă Democrat domn, Liberal afară, nu încearcă să ia parlamentari de la PSD, sunt parlamentari PSD nemulțumiți de actuala politică, inclusiv de aruncarea pe piața unor astfel de documente care doresc să-l victimizeze pe domnul Joană și să apară săracul victimă a sistemului și așa mai departe. Știm că echipa dânșilor de consilieri s-a ocupat de MAPET și asta e ce avem în România. MAPET e un joc de succes, dacă ar fi atât coronate de succes. Spuneți-ne și de extraterestri, vă rog. Nu, da, așa, deci despre asta e vorba. Haideți în momentul ăsta. Telespectatorilor ce vrem să spunem. Nu, avem senzația că dumneavoastră la PDL sunteți instruiți să veniți la televizor să vorbiți despre MAPET Show. Bun, și despre extraterestri. Nu, uitați-vă. Nici a trecut o oră și colegul dumneavoastră, domnul Hoare, ne-a zis de MAPET Show. Ce să fac eu dacă firma dânșilor de consilier dacă firma dânșilor de consilier s-a ocupat de MAPET? Măcar la domnul Vișan se potrivește, dar domnul Hoară nu se potrivea, era cu totul și cu alt context. Haideți să revedem acest document pentru telespectatorii care... De la PSD, acesta este răspunsul în afara zâmbetului. Dar dacă vin de bunăvoie... Dar sunt mulți parlamentari PSD care sunt nemulțumiți de actuala politică a PSD-ului în Parlament și nu numai. Și cum se exprimă acești oameni? Cum se exprimă ei? Ce fac? Se face dacă vin vreau după pauză. Să știți și cu ce se ateu, am văzut bine. Deci, acolo n-am avut drept de la replică și de asta am vrut să vă întreb puțin. Deci, nu fac altceva decât să ne spună. Dom'le, nu... Nu ne convine ce se întâmplă. În gramatica românească, deci, înseamnă în concluzie. Nu ne convine ce se întâmplă. Lăsați engleza, lăsați limba română. Haideți să vedem bilețelul, ca să ne lămurim. Și ne toate. Parlamentarii. Atacurile la persoană. Socialdemocrații au pus la punct o notă strategică în care este prevestit viitorul PSD. PDL vrea să excludă PSD de la guvernare imediat ce își va asigura o majoritate confortabilă în Parlament, se arată în document. Socialdemocrații susțin că PDL a început racolarea unor parlamentari ai PSD și PNL. Cu reprezentanții UDMR și cei ai minorităților naționale, PDL are deja discuții structurate. Remanierea ministrului educației Caterina Andronescu ar fi reprezentat un motiv suficient de bun pentru a determina PSD să părăsească coaliția, mai arată documentul. Atacul începe pe 1 septembrie, avertizează socialdemocrații. Atunci, PDL va declanșa o amplă campanie de denigrare a președintelui Mircea Joană și a familiei sale. Socialdemocrații știu și despre alte scenarii fabricate la Cotroceni. Unul ar viza o posibilă candidatură independentă a lui Traian Băsescu la președinție. Ideea a fost abandonată, însă după ce ultimele sondaje au arătat că o astfel de variantă nu ar aduce beneficii majore actualului șef al statului. Al doilea scenariu se referă la un tandem, Oprescu președinte, Băsescu premier. Există însă o problemă. Sorin Oprescu nu are susținere la nivelul țării nici pentru a ajunge în turul al doilea. PSD a făcut și o analiză a modului în care scandalul Elena Udrea și Mircea Băsescu afectează imaginea lui Traian Băsescu și, deși iese cam șifonat, Băsescu și PDL nu o vor abandona pe Udrea, cred socialdemocrații. Ne întoarcem cu o reacție a administrației prezidențiale în legătură cu dezvăluirile făcute de jurnalistul Sorin Roșca Stănescu. Este un citat, îl voi citi ca atare, citez așadar, este inacceptabil ca bătălia politică să se poarte cu mijloace precum intoxicarea, minciunea sau speculațiile fără legătură cu realitatea. Atacurile la adresa președintelui României vor continua. Comunicatul este semnat de purtătorul de cuvânt al președintelui României, este vorba despre domnul Valeriu Turcan. Bun, vom discuta și despre acest comunicat. Domnule Zgonea, astăzi domnul Cezar Preda v-a spus că nu mai vrea ca PSD să plece de la guvernare. Sunteți mai liniștiți? Nu v-am spus că sunt reacții după întoarcerea din concediu. Îl cunosc foarte bine pe domnul Preda și cred că a fost o reacție emoțională a domniei sale. E greu acolo în Buzău când iei bătaie, n-ai primar, n-ai președintele Consiliului Județean, majoritatea parlamentarilor sunt PSD. E o anumită frustrare pe care o ai. Și eu înțeleg. Din punctul meu de vedere, astăzi la coaliție s-au discutat lucruri care sunt extrem de importante, referitoare la măsura anticriză
33 de măsuri au fost acceptate și vor fi prezentate și implementate și legea electorală pentru alegerea președintelui. Așa cum v-am spus, în acest moment noi nu avem o lege electorală pentru alegerea președintelui României. Avem 20%, 25% dintr-o lege care a rămas din 2004. Și cred că asta trebuie să fie între preocupările clasei politice. Ce reglementăm? Ce experiență avem în 3 ani de zile de campanie electorale? Putem să facem o lege în care președintele României, care va fi ales în 2009, să aibă credibilitatea că toți cei care vin la vot vor vota cum trebuie? Păi, și că nu vor fi acuze ca în 2004. Păi eu mă aduc aminte numai 2004, în care tema de dezbatere de la Emil Boc până la Traian Băsescu candidat erau: fraudează alegerile. Când vreți să faceți modificările astea? Nu mai frauda nimeni. Domnule Zgonea, când vreți să faceți modificările astea? Da. Când? L-am discutat astăzi. Eu cred că, dacă nu miercuri acum, miercuri viitoare vor intra ca ordonanță și de urgență. Și ne spuneți acum că domnul Boc s-a răzgândit? După ce acum o săptămână domnul Boc băga mâna în foc că nu vor fi aduse niciun fel de modificări în organizarea alegerilor și în regimul alegerilor prezidențiale? Există 30 de articole din 120 care nu reglementează nimic. Nu poți să faci campanie electorală. Pentru că ea este legat de fosta lege a deputaților și senatorilor, care a fost desființată prin alegerile uninominale. Repet întrebarea mea. L-ați convins pe domnul Boc? Sunteți sigur că l-ați convins? 100%. L-ați reproșat colegilor dumneavoastră de coaliție astăzi că vor să vă ia oameni? Nu a fost o discuție. A fost o discuție și mă bucur că domnul Emil Boc azi a acceptat ca să o aducă pe un membru al guvernului în poziția în care să respecte instituțiile statului. Și a promis că o va convinge pe doamna ministru să vină la comisia de anchetă și să respecte instituțiile statului, că până la urmă Parlamentul este ales politic, votul fiecărui cetățean este politic și dacă nu ne convine politica, o desființăm, facem o lege și o abrogăm și facem, nu știu, devenim toți tehnocrați. Eu nu știu despre această chestiune. Domnul Zgonea, eu știu că Partidul Democrat Liberal a dat un comunicat de presă astăzi prin vocea domnului Fluturi, prin care a spus foarte clar că ședințele acelei comisii fiind publice, noi solicităm comisiei juridice să se sesizeze pentru ceea ce s-a afirmat în acea comisie de către membrii săi. Dar vreau să spun o chestiune legată de comunicate, de declarații, inclusiv a domnului Cezar Preda și așa mai departe. Astăzi este luni. PSD-ul de la guvernare, că v-am spus că sunt două PSD-uri, PSD-ul de la guvernare și PSD-ul din opoziție. PSD-ul de la guvernare, luni dimineața, este prieten cu PDL-ul. Și anume, face măsurile de reformă, merge și așa mai departe. Nu totul face, este în regulă. Vorbește despre... Nu, e în regulă. Nu, astăzi s-a luat decizia să se supună pe 2 septembrie votului Parlamentului, prin asumarea răspunderii, în zona acelei date. După care vine după amiaza și chiar de dimineață vine domnul Vanghelie din PSD-ul numărul 2 și începe mesajele de hărțuire. Începe după care vine sfârșitul de săptămână. V-am spus că membrii noștri ai PDL-ului... Dar cum rămâne cu semnalul de alarmă tras de domnul Cezar Preda, care spune vă dau afară de la guvernare și spuneam, ce, păi, faceți ca ei? În ziua de sâmbătă, după toate declarațiile belicoase ale PSD-ului numărul 2, normal că membrii PDL-ului spun, domnule, nu mai putem, gata, spuneți-le că îi dăm afară. Haideți să-l vedem, pe domnul Cezar Preda. Cezar Preda la televizor, domnule Zgonea. Păi cum să le dați, că noastră aveți numele legal de parlamentar cu noi. Eu cred că n-ar trebui să iasă ei de la guvernare și eu cred că ar trebui dați afară de la guvernare. Nu o să propun așa ceva. Eu propun să ne vedem de guvernare, dar e un semnal pentru cei care, în loc să se ocupe de problemele guvernării, nu fac altceva decât să atace președintele României și pe miniștrii noștri. Domnule Pătrășconiu, care e mai fantasmă între cele două variante? Aracolarea de parlamentari sau dat-o afară al PSD-ului? Că par niște ambele vise. Ambele sunt perspective realiste, să zicem, chiar dacă par că vin din zona SF. Despre acolarea celor din PSD de către PDL și celor din PNL de către cei de la PDL s-a mai vorbit. Circulă în piață ideea asta și e o variantă realistă, să zicem, după chiar după luna noiembrie sau mai devreme. Deci de la PDL la PNL? Nu, acolarea de la PNL la PDL. Invers, am înțeles. Exact. Este o variantă cât se poate de realistă. De asemenea, este o chestiune cât se poate de rațională ceea ce face domnul Cezar Preda. Nu e deloc o reacție emoțională, este parte dintr-o tactică, dacă vreți, strategie, prea mult spus, a PDL de a pune într-un fel în colț, pe coș de nuci, pe cei de la PSD, pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale. Domnule Zgonea, vă simțiți pe coș de nucă după declarații de genul celor lansate de domnul Preda? Asta să vă gândiți că și raportul celălalt este valabil. Adică și Partidului Social Democrat în acest moment îi lipsesc 18-20 de parlamentari ca să poată să guverneze, dacă vreți, singur. Conform Constituției și conform majorității. Dacă acest guvern pică, cel care numește următoarea formulă guvernamentală nu este domnul Joana de la PSD.
Deci, practic, au o mutare înainte întrucât au președintele, cei de la PDL. Da, asta vreau să spun. Speranța mea este că măcar în ultimele 3 luni de zile președintele României va avea decența să prezinte ca un președinte al României. Nu poate dizolva Parlamentul. Nu poate dizolva Parlamentul și dacă se creează o majoritate la nivelul Parlamentului, președintele României, cred că ar trebui măcar în aceste 3 luni de zile să nu mai interpreteze după bunul plac Constituția. Că, de fapt, problema credibilității României, atât în plan intern cât și extern, este acest joc de a... cum s-ar putea interpreta Constituția dacă eu sunt jucător, arbitru sau antrenor? În raportul Comisiei Europene nu spune că asta e problema României, domnule Zgonea. Spune că, de pildă, parlamentarii dumneavoastră îl ascund pe Adrian Năstase. Spune... Păi nu l-am trimis, nu am votat noi să ridice imunitatea. Unde l-ați trimis? Păi în primul dosar. Și de ce e ascuns în Parlament în continuare? Nu este niciun parlamentar ascuns în Parlament. Foarte greu să cred că există vreo parlamentar care a ascuns în Parlament. Domnul Zgurea, tocmai știți că vom lua în discuție în septembrie, la începutul lunii, imunitatea pe al doilea dosar pe care dumneavoastră și PNL-ul n-a spus de acord. Să nu uiteți pe domnul Năstase în justiție. Eu mă uit la dumneavoastră și văd că deodată a trimis pe domnul Năstase în fața justiției, dar nu l-a trimis. Știți foarte bine lucrul ăsta. Problema de credibilitatea României pe care v-am spus și ieri la... Domnilor, ultima știre care a fost pe agenție de presă a fost că un ministru din guvernul României refuză să prezinte în fața unei comisii de anchetă istorie Parlamentul României. De ce nu vă certați și în altă parte, domnilor? E luni, eu văd că nu prea ne acceptăm. Ce vedem noi acum este ziua reconcilierii. Domnul Bătușcu, este ziua reconcilierii. Nu face front comun să-i păstreze pe cei doi, pe doamna Liții și pe doamna Udrea. Și noi am venit la guvernare numai ca să apărăm niște miniștri care sunt în funcție și nu știu cum să cheltuie banul public și nu văd legislația. I-ați găsit vreo vină, doamna Udrea? Domnul... Dar nu trebuie să în acest moment, după o lună de zile, comisia are vreun rezultat în afara de scandalul public. Eu aș folosi cuvintele colegului noastră, de vecinului noastră, de justiție. Și nu sunteți vecini. Suntem vecini. Stalinismul a fost condamnat chiar și de Rusia. Da. Nu umblați într-o zi, mai umblați cu cine a semnat pentru comisia de anchetă. Ca și când trebuia să ne bage. Iar expresiile politice de Aura Vasile, colegii noastre, sunt staliniste. Domnilor, ne băgați la pușcărie că am semnat o comisie de anchetă? Spuneți-ne ca să știm și noi. Staliniste. Domnilor, în raportul despre care vorbim și asupra căruia Cosmin Gușă și-a asumat paternitatea, se vorbește despre viitoare potențiale atacuri la adresa familiei lui Mircea Joană. Într-un comunicat de presă care a fost remis acum câteva minute de purtătorul de cuvânt al președinției, domnul Valeriu Turcan spune că atacurile la adresa președintelui României vor continua. Păi noi ce să facem între timp? Să ne luăm bagajele, să plecăm până când vă veți revărsa toate gunoaiele? Trebuie să sancționăm în primul rând toată presa română că a descoperit cazul Monica Iacobrisi și, din păcate, eu sunt solidar al acestui guvern și trebuie să recunosc că este o greșeală, pentru că eu am votat-o pe Monica Iacobrisi, dar n-am știut că nu am obligat eu să deturneze banul public. Trebuie să mă sancționați și pe mine și pe Partidul Social Democrat că Traian Băsescu are un frate care vrea să beneficieze de faptul că fratele său este președintele României și are informații strict confidențiale din zona militară și facem offset. Asta e un adevăr. Un adevăr, nu știu, presa, să-i sancționăm, să-i băgăm în pușcărie pe toți ziariștii, pentru că ei prezintă până la urmă. Domnul Oiț a declarat că domnul Mircea Băsescu nu știa că e în firmarea. Trebuie să fim toți sancționați mai devreme sau mai târziu, pentru că clanul Băsescu vrea să preia toată clasa politică și tot ceea ce este important în România ca pârghie. Cred că trebuie să fiți sancționați. Eu personal nu văd de ce trebuie să fiu eu scut în fața unor lucruri dar pe care le fac. Dar va chema cineva eu să fiți scut? De ce vorbiți despre asta? De trei luni de zile numai asta face. Va chema cineva să fiți... De trei luni de zile noi le propunem partenerilor de coaliție să discutăm despre măsuri anticriză. Sindicatele, patronatele spun că România este singura țară europeană care nu are o măsură anticriză. PNL-ul ne spune că nu avem. UDMR-ul ne spune același lucru. Dacă noi lumea... discutăm despre faptul că cine s-a prezentat la comisie? Domnule Zgonea, toată lumea prevede mari atacuri la adresa celorlalți. Vă amintiți că acum vreo două luni și jumătate a apărut o știre fantastică, într-o sâmbătă, pe toate agențiile de știri, că Mircea Joană are case în Statele Unite. Și când am dus pe site-ul respectiv, o mare tehnică folosită de către domnul Traian Băsescu, am constatat că cele două case pe care le avea Mircea Joană... Aveți domnul că era Traian Băsescu, autorul dezvăluirilor? Ați auzit un membru al PDL-ului atunci făcând vreo afirmație la această chestiune, legată de această chestiune? Domnul Zgonea, când avem un document asumat de domnul Gușa, din ori am înțeles și eu, de PSD, de consultanții dumneavoastră, de mercenarii dumneavoastră, care spune clar că Mircea Joană... Dumneavoastră nu aveți consultanți, domnule Vișan? Nu avem consultanți români.
nu de la, nu mai spun MAPES, nu de la... Dacă sunt români, nu sunt mercenari. Nu, și nu le dăm 13 milioane. Nu sunt mercenari. Normal că nu sunt mercenari, pentru că lucrează cu noi de 15 ani. Naționalitatea îi face mercenari? Nu, nu, nu. Domnul Gușe a lucrat și cu noi, a lucrat și cu domnul Năstase, a lucrat cu toată lumea. Așa fac consultanții politici. Domnul Pătrășcoiu, ne atrage atenția. 2004 ați lucrat cu străini? Eu știu că lucrăm cu Felix de foarte mult. Sunteți sigur că n-ați lucrat cu străini? Sunteți sigur că n-ați lucrat cu străini? Nu, eu știu că nu. Poate a lucrat pe NL. Contractul pe care dumneavoastră l-ați avut în 2004 când a candidat domnul Traian Băsescu și când l-a avut domnul Băsescu la alegerile de la... Nu ne preocupă familia domnului Joan, asta încercăm să vă spunem. Ascultați-mă să vă reamintesc eu, pentru că aveți o memorie scurtă. A fost un contract cu o firmă de consultanță străină. Partidul Național Liberal are un contract cu o firmă de consultanță străină. Partidul Social Democrat a avut și în 2004 și în 2000 și are și astăzi. Dar nu i-am recunoscut în momentul în care am semnat. Credeți că interesează pe altcineva decât pe dumneavoastră? Orice contract pe care Partidul Social Democrat îl semnează este public la Ministerul Finanțelor. Ce relevanță are asta pentru electoratul dumneavoastră? Când lansăm pe piața asta documente și dezbatem zile întregi, pe ele interesează pe toți. Pentru că în loc să vorbim de criză și de măsuri anticriză, vorbim de documentele care le pune domnul Gușe pe masă. Da? Sfat pe care și le analizăm, analizăm că asta și vrea și domnul Gușe și Grebenciuc. Asta vor. Da? Domnilor, sunteți de acord cu mine că până la urmă alegerile se joacă în teritoriu? Că marea masă a electorilor, exact, cei mai mulți dintre cei care asta se prezintă la vot, spunem acest lucru de câteva luni de zile. Bun. Vă dăm un exemplu de cum se împart lucrurile până la urmă ce se ajunge la scandaluri enorm. Ce se întâmplă, domnul Voicu? Sunteți supărat? Nu. Atât de supărat încât nici nu mă lăsați să-mi duc la capăt. Nu mă miram ce legătură are asta cu consultanții, aveți dreptate. Okay, vom reveni la exemplul de la Caracal, vom vedea care sunt culisele politice ale unui scandal cu arme care a zdruncinat sudul României în acest weekend. Palatul Parlamentului va părea mic pe lângă ea. Miercuri, mega diva tuturor timpurilor, Madonna, concertează în Parcul Izvor în fața unui public de 10.000 de fani. De la muzica ei până la scandaluri, de la averea ei până la familie, edițiile noastre speciale vor explora pentru tine fiecare amănunt din viața și cariera unei artiste de excepție. Iar elicopterul Realitatea TV și reporterii noștri vor urmări de la sol și din aer toate mișcările unei dive mereu pe val. De la aterizarea în România și până la momentul culminant. Miercuri, Madonna concertează la București. Conectează-te la emoția evenimentului cu Realitatea TV. Thank you. Acum sunt pregătit să îmbrâncar cartela. Bag 30 de minute să o sun pe Mirela. Direct din cartier, mai ieftin ca o cola. Pentru prima dată în România reîncarci direct cu minute. Cu doar 50 de cenți primești 30 de minute în rețea. Cere Pocket Minutes oriunde, oricând. Cosmote, alături de tine. Placa bacteriană începe să se depună imediat după curățarea profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu noul Colgate Total Advanced Clean. Sistemul său avansat de curățare pe bază de siliciu ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o senzație de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Știri de ultima oră. Din 17 august poți intra în lumea Cinestar și pe DigiTV Satelit. Abonează-te acum, deschide ochii și visează. Orarul de iarnă Blue Air este acum la vânzare. Prețuri începând de la 49 de euro cu taxe incluse. Rezervă pe www.blueair.ro sau la 021-208-8686. Blue Air, singura companie de smart flying. În curând, surprizele Ice Age 3 în Kinder Joy. După Hagi și Dobrini, încă o premieră pe DVD. Unul dintre cei mai iubiți fotbaliști români, Florea Dumitrache, în colecția super fotbaliști a Gazetei Sporturilor. Ai peste o oră de faze și goluri memorabile, plus un excepțional interviu cu mopsul. Marți 25 august, numai cu Gazeta Sporturilor. Thank you.
se apropie. E vedeta sezonului, mult așteptată, mult aclamată, cu un look proaspăt. Cât de mult ne-a lipsit. Fără alte prezentări, iată-o! Dintr-o lămâie întreagă, Timbarc Limonadă. Răcoare și savoare într-o limonadă tare. Savurează bomboanele tale preferate, fine și umplute cu cremă delicioasă. Ia-le cu tine oricând, oriunde. Acum, noile ambalaje Silvana încap perfect în buzunar. Silvana, miez de bucurie! În curând... Surprizele Ice Age 3 în Kinder Joy. Intră în joc cu Pepsi. Trimite codul de sub capac prin SMS la 1882 și poți câștiga 100 de ron pe oră, 100 de coduri de încărcare pe zi, 10.000 ron pe săptămână, lunar câte o excursie la Chelsea Football Club sau la final marele premiu 100.000 de ron. 100 de zile de premii Pepsi. Călătorii, emisiuni culinare, aceasta este meseria mea, iar ținuta impecabilă este obligatorie. După emisiune, găsesc pe uniformă diverse pete, chiar și de fard, dar mă pot ocupa de ele doar acasă. Soluția mea? Ariel Prozim 7, care nu doar curăță, ci și ajută la protejarea rufelor împotriva petelor de tip granulat. Sistemul său de protecție împotriva petelor ajută la netezirea fibrelor, împiedicând chiar și petele de fard să se fixeze în țesătură. Această curățenie impecabilă este apreciată de către spectatorii din întreaga lume, nu doar de familia mea. Curățenie impecabilă și protecție împotriva petelor viitoare. Ochii încântători, impact pe măsură. Max Factor prezintă Masterpiece Max. Peria flexibilă oferă cu până la 400% mai mult volum, definindu-și genele fără să le încarce. Gândește-te la dimensiune, gândește-te la frumusețe. Masterpiece Max de la Max Factor. Pentru o privire și mai definită, încearcă noile farduri de pleoape Masterpiece de la Max Factor. Scandal politic în Partidul Social Democrat pe marginea unei lupte de stradă se întâmplă la Caracal, mai bine zis în județul Olt. Revedem imediat care sunt beligeranții, care sunt părțile beligerante. Înainte însă, Georgiana Ianoș în direct cu noi și ne va spune ce se întâmplă astăzi în ancheta scandalului de la Caracal. Te ascultăm, Georgiana. Bună ziua! Ancheta este în acest moment în plină desfășurare. De altfel, 6 persoane sunt în acest moment în sala de judecată la Caracal, sunt în fața magistraților. Aceste persoane au fost reținute, 2 dintre ele ieri, iar celelalte 4 astăzi, pentru în urma scandalului din sâmbătă seara. Aceste persoane au dispărut imediat după acel incident. Polițiștii i-au căutat, însă abia ieri și astăzi au reușit să îi găsească. Aceștia sunt acuzați de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și de asociere în vederea comiterii de infracțiuni. Rămâne să vedem dacă magistrații vor hotărâ să îi aresteze preventiv pe 29 de zile. Un scandal cu multe substraturi politice, vom vorbi despre ele, revedem imaginile. Primarul orașului Caracal spune că senatorul PSD Ion Toma încearcă să discrediteze administrația locală care ar trebui să gestioneze disputa dintre cele două grupări rivale. Am spus că la aceste manifestări sunt interese politice, economice, sociale și că în spatele lor există 3 oameni. Frații Ciocan și senatorul Ion Toma. Nu face nimic în binele și folosul localității. Nu sunt eu vinovat de faptul că primarul nu gestionează problemele orașului. În scandalul de la Caracal, mâine îmi dau demisia. Dacă cineva probează că eu, Toma, am un amestec în ceea ce se întâmplă la Caracal, în toate scandalurile care au fost de câțiva ani de zile până acum, eu mâine îmi dau demisia. Chiar vă rog să o faceți, domnule senator. Am să produc dovezi, așa cum spuneam, în interiorul partidului. Nu vreau să tranșez situația la televiziune cu domnul Toma, dar dacă va fi așa ceea ce spun eu, chiar îl rog în direct să-și dea demisia. Disputa dintre cei doi socialdemocrați, primarul Gheorghe Anghel și senatorul Ion Toma, vine la numai o zi după izbucnirea unui nou scandal între grupările rivale din Caracal. Domnule Zgonea, ați ajuns să tranșați până la urmă în acest scandal sau să discutați despre el astăzi la partid? Am avut o discuție și cu domnul primar Anghel, pe care îl cunosc de vreo 10 ani, și cu domnul Toma, și pot să vă spun că nu există nicio legătură între evenimentele de acolo și, eu știu, probabil că
puncte de vedere diferite vis-a-vis de politice publice aplicate. Dar nu vă faceți că nu știți că oamenii ăștia sunt politică publică, publică, pistoale, sunt bătăi, ce politică sunt niște publică? Dezbateri în interiorul partidului la care domnul Angel a avut anumite opinii. Arătați-i domnul pe domnul Vișanu că se umflă de râs. A avut anumite... Se umflă de râs pentru că așa se umflă anumite speseliști. Se umflă de râs. Se tranșează. Dacă nu e nimic acolo, ce să fie? Dar la Caracal, știți, se tranșează, vă tranșați bătăliile politice din PSD fix în stradă cu pistoarele. Cel puțin, tot un membru al PSD-ului, cu care se pare că nu ați vorbit dumneavoastră, și anume primarul, spune că... Cu domnul Angel am vorbit eu acum o jumătate de oră. Mă rog, deci dânsul a spus public. Și domnul Angel mi-a confirmat că nu există nicio legătură între cele două și că a fost o reacție emoțională. Nu, a spus-o de vreo patru ori, iar Partidul Democrat Liberal, acum fiind foarte serios, Partidul Democrat Liberal, din acest punct de vedere, constată că într-o localitate din România vă rezolvați problemele prin interveniu, nu știu, a pistoarelor. Iar noi constatăm, domnule Vișan, am auzit aseară, să știți că am auzit aseară termeni țigani folosit de politicieni, domnule, care cel puțin în fața oamenilor nu trebuie să-i spunem. Să vă spunem ce constatăm și noi, jurnaliștii. Domnule Vișan, eu cred că... Numai puțin, domnule Zgonea. Costel nu e la noi. Domnule Zgonea, numai puțin. Eu mi-aduc aminte că există un personaj, Costel Iacu, care nu e la noi și n-a caindat de la noi. Ați lăsat orașul Caracal pe seama PSD-ului? Așa au vrut cetățenii. Unde sunteți? 55% au votat cu dânsul. Cel puțin din punctul acesta de vedere, noi nu știam că așa și tranșează problemele. Bun, ați văzut la televizor, nu știați. Normal că am și un comunicat de presă prin care solicităm primul ministru care a rezolvat problemele României. Să se sesizeze. Vă spunem că în Partidul Social Democrat, filiala OLT, nu există nicio problemă. Este adevărat. Se mai tranșează pe la Caracal, 19 ani, cu pistoarele. Nu câștigați niciodată nici Consiliul Județean, nici măcar primăria Caracal. Ne pare rău că n-ați avut niciodată majoritatea în Consiliul Local. Noi ne-am asumat greșelile. Nici în ori, nici în doar. Ne cerem scuze că nici... V-asumați și noastră greșelile. Această greșeală. Nici nu l-ați câștigat. Ne pare rău că n-aveți președintele Consiliului Județean nici la Vâlcea, dar vă promitem că Oltenia, în următoarea perioadă, în următorii 20 ani, va deveni Republică. Noastră o să vedem. Eu vă înțeleg supărarea. Asta e viața. Republica PSD. E discriminare pozitivă, se vede că sunteți olteni, vorbiți mult și repede. Scuze. Partidul Democrat Liberal este extrem de îngrijorat de situația creată la Caracal și acum în afara zâmbetelor, pentru că se pare că politicieni din PSD își tranșează aceste chestiuni în felul acesta. Și din acest punct de vedere, dumneavoastră ați avut un cuvânt ce a fost arestat. Ne-am asumat și acest lucru. Nu v-am văzut speriat. De ce nu vă asumați că ați luat bătaie în orice? Care sunt problemele? Nu au nicio legătură discuțiile din stradă cu Partidul Social Democrat. Absolut nicio legătură. Terții. Avem nevoie de terții. PSD v-a spus-o. Omul Vă spun că nu e nicio legătură între nicio ceartă între cei doi. Sunt viziuni politice diferite. Se mai tranșează, se pun pe scut câte unul altul. Unii cu pistol, alții cu bani. Nicio problemă, nu e nicio ceartă. Domnul Iancu ne-a inspirat și pe noi. Cristian Pătrășconiu. Este un scandal pe care domnul Zgonea încearcă să-l nege, dar despre care domnul Voicu ne-a vorbit și aseară și o să ne vorbească și acum. Știe toată lumea. Știe toată lumea. Și cu domnul Angel. Și domnul Angel ieri pe parcursul zilei a făcut mai multe declarații în exact același ton. Pe același ton. Este vorba despre o problemă internă PSD și de fiecare dată a dat vina pe senatorul Toma. Deci, nu puteți să spuneți că domnul Angel azi dimineața a uitat brusc că e în scandal cu cei de la Slatina. Deci, domnule Pătrășconi, ce înseamnă asta pentru oamenii ăia care stau în Caracal și care din când în când suferă din cauza unui scandal între romi și nu știu ce om de afaceri? Aș relua o sintagmă de prin 2003 sau 2004 lansată de Societatea Academică Română. Spuneau, atunci PSD domina țara, spuneau că PSD domină țara prin elitele de pradă, dacă vreți. Și Ion Iliescu dădea replica consonantă, într-un fel, vorbind de capitalismul de cumetrie. E peste timp încă o ilustrare, dacă vreți, a ceea ce se poate întâmpla când elitele care conduc România, fie ele la București sau la Caracal, sunt false elite, sunt elite de pradă. Pentru oamenii care sunt conduși de asemenea reprezentanți, desigur că nu e deloc bine, iar vehemența cu care domnul Zgonea neagă ceea ce se întâmplă la Caracal dovedește tocmai faptul că este o mare problemă. Politici publice cu toporul și cu pistoale, mă tem că este o contradicție în termeni. De fapt, domnule Voicu, oamenii ăștia au împărțit eternul măr al discordiei, banul. Unora le ajunge, altora nu le ajunge. De ce se bat? Eu nu pot să vă confirm decât faptul că în interiorul PSD OLT există o luptă crâncenă pentru puterea politică. Nu am nici cea mai mică idee dacă bătăile din stradă au legătura cu lupta politică. Asta a spus domnul primar Angel ieri, cu gura lui, l-am auzit cu toții. Atâta tot, mai mult nu pot specula. Dar știu că e o bătălie foarte dură și de asemenea am înțeles că e vorba inclusiv de variante de genul că cine pierde pleacă.
Sper să nu aibă legătură. De ce atât de mare exigența politică într-un oraș mic precum Caracal? Nu, e vorba de întreg județul Olt. Din Caracal pleacă opoziția. Caracal e cu opoziție față de domnul Tom. Și este un model al dezvoltării regionale din România, că dacă un partid deține o zonă anume, alte partide nu se bagă? Adică acolo ar trebui să existe și adevărata opoziție la PSD, adică dumneavoastră de la PNL, domnii de la PDL, pe care nu i-am auzit niciodată. Au fost în alegerile, Este adevărat că în județul Olt, PNL stă mai bine în altă zonă a județului. S-a întâmplat, au fost primari mai bune ai PNL în altă parte decât asta. Și asta e legea, ai pus laba pe o zonă, nu mai intră. Nu mai cetățenii decid lucrul ăsta prin alegerea sau realegerea primarilor. Mie mi se pare foarte grav că vorba de un senator al României care a acuzat să fiți. E de vorba de foarte mulți ani, pentru că domnul pe care l-am văzut, domnul primar, e fostul secretar PCR de dinainte de 89 din Caracal. Deci vorba de mulți ani. Și cel acuzat este liderul grupului din Senat al Partidului Social Democrat. Și vreau să vă spun că tot a inventat domnul Gușe și nu mai știu cine tot felul de povești la adresa domnului, dar pe asta, într-adevăr, chiar aveți o problemă cu infractorii de acolo. Începe jurnalul. Nu ne plac când vorbiți dumneavoastră la televizor. PSD cere instituțiilor statului să clarifice situația în cazul afacerilor lui Mircea Băsescu. 6 persoane au fost reținute în urma scandalului cu împușcături de la Caracal. Incendii devastatoare la porțile Atenei, mii de oameni.